Aha, cum arată wow, cum se mișcă wow. Toți ochii pe ea când se lasă low, low. Cum arată wow, cum se mișcă wow. Toți ochii pe ea când se lasă low, low. Cum arată wow, cum se mișcă wow. Toți ochii pe ea când se lasă low, low. Cum arată wow, cum se mișcă wow. Toți ochii pe ea când se lasă low, low. Hainele belea pe ea, intră în club, știe ce vrea. Barmanul știe ce bea, cea mai bună, cea mai rea. Îi place tean cu gros, îl ia după miros. Unde te duce ea, fii sigur că n-ai mai fost. De jur se lasă, face muie sau dansează. Acum o vezi pe bar, acum o vezi pe masă. Tu o vrei acasă, dar fata e alt model. Vezi că asta nu e de-aia să-i pui pe deget inel. Vrea Coco Chanel, Dior, Louis Vuitton. Doar așa răspunde gagica la telefon. Mamă, cum arată să moară să facă. Zi adevărat că vrea să dai la ea odată. Are nevoie de zgardă, e căția și nu-i dresată. Genul ăla care dacă dă de ea o ia pe toate. Când dă din cur, merită niște aplauze. Maraton fără prea multe pauze. Cum arată wow, cum se mișcă wow. Toți ochii pe ea când se lasă low, low. Cum arată wow, cum se mișcă wow. Pe ea când se lasă low, low. Cum arată wow, cum se mișcă wow. Toți ochii pe ea când se lasă low, low. Cum arată wow, cum se mișcă wow. Toți ochii pe ea când se lasă low, low. Are un fraier care o strigă iubi. Se crede iubi, dar e un cățel ca Scooby. Îl folosește ca pe o bet. Îl introduce doar dacă e nevoie. N-are nevoie de job, fiindcă basul îi șochează. N-are nevoie de soț, fiindcă nu mai contează. N-are nevoie de copii, dacă nu-s cu milionari. Nu-i las gena, ci o las pe gene, make-up art. Și coardele au nevoie de iubire. Doar că asta se traduce în euro și lire. Am agățat-o la un after. Poți să-i fiu pește ca Don Baxter. Cum arată wow, cum se mișcă wow. Toți ochii pe ea când se lasă low, low. Cum arată wow, cum se mișcă wow. Toți ochii pe ea când se lasă low, low. Cum arată wow, cum se mișcă wow. Toți ochii pe ea când se lasă low, low. Cum arată wow, cum se mișcă wow. Toți ochii pe ea când se lasă low, low. Wow, wow, când se lasă low, low, wow, 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 când se lasă low, low. Salutare, chat. Toate așa. Vă salut pe toți. Ia zi, unde ești, bă? Unde să fiu cut? Dau la pește, tu? Salut, Mine, salut, Carina, salut, Cunox. Salut, Matei. Bună, Sabrina. Te pup, David. Salut, Aurelian. Vă pup pe toți. Dați și voi un like. Stai să dau și o muzică asta. Da, nu, 5M, bă. Ce dracu am? Așa. Salut, doctor. Uite ce-ți fac. Am dat și-o drumul la live un pic. Tu ce faci? Cum sunteți? Salut, Radu. Stai să anunțăm. Salut, Paris. Salut, Fabian. Nu, David. Cea mai mică mărime e XS. Salut, Samurai. Salut, Ianis. Vă pup toți. Da și voi un like. Să ne strângem și noi mai mulți, așa. Dar ce, nu-ți vine XS-ul? Îți vine, cred. Am înțeles, doctor. Salut, Coarez. Păi XS-ul ăla cred că-ți vine, David, tu ești măricel. Nu, crezi, nu pot să-l dau, pentru că e luat de la cineva. Cu are șeful la bani?
Da și voi tap tap pe TikTok-ul ăla, că suntem aici pe Twitter să mergi la TikTok. Da, crezi? Mă auzi, crezi? Ali, mersi frumos. Opa, Dudoianu, mă auzi? Spune. Scuze, că am fost Africa. Am o întrebare, e perfect. Este vreo șansă să poți să... cumva să faci magazinul ăsta să fie... să poți să-l cumperi? Gen. Nu. Nu? Nu, nu. Ok, mersi. Bine, salut. Crezi, nu știu cu cât se dau modurile alea, habar n-am, eu nu le-am cumpărat. Le-am luat de la cea care face resell la ele. Nu știu, îl cheamă Neymar, intră pe Discord-ul nostru și o să-l... O, te pup, Samira. Da, Ian, sunt și pe TikTok. Nu, Radu. Ce să zic, Ianis? Uite la cu ce zice. Stai să schimb... ce? Alo, da? Salut, ești Alexia? Nu. Am nevoie și eu de gradul de YouTuber. Păi? Sunt YouTuber. Păi și dacă ești YouTuber, ce? Nu trebuie să am gradul pe joc de YouTuber? Păi dacă ești YouTuber, trebuie să aplici pe Discord la noi. Păi am aplicat. Păi și ai fost acceptat? Am fost acceptat. Stai să verific, două secunde. 3441. Salut, Iuni. Stai așa să verificăm. Dacă a fost acceptat băiatul ăsta. Grad YouTuber, unde dracu' e? Haze Media. Aplicați YouTube, ia să vedem. Da, a fost acceptat. Atât de grup. Gata. Te pup, salut. Mersi mult, te pup, pa, pa. Ce faci, Samira? Mamă, n-am baterie la căști. Bun, și eu pe aici vreau să mă reapuc de ser. Foarte bine, Ionis. Te așteptam pe server. Da și voi un like. Da. Nu mai ai nevoie. Bine, salut. Salut, Belmondo. Da, Ionis. A, ești în vacanță, Samira? Salut! Unde ești în vacanță? Salut, spune! Salut, deci fii atent. Asta 40664 intră aici cu gen... cum ai tău mașina la mine, gen continuu. Ai filmare? Da. Hai pe suport. Imediat. Mamă, direct frumos, mergem pe suport. Altceva, îmi place. Îmi place dacă mergem pe suport direct. Ei, mi-a să caut. Da. A, frumos, Samira, bravo. Davidus, nu începe ca ieri, că îmi faci nervi și îți dau time-out și la revedere. Faci tichet și dacă vin, bine, dacă nu, și mai bine. Adică nu mai începe ca ieri. Că știi că m-ai enervat ieri. Gata. Dau drum? Da. Înțeles. Ia mai zi-mi odată ID-ului, stai să-l mai văd odată. Ia mai dă-i odată. 40654. Nu, 40664. Nu. Te prind că. 40664. Ăsta e. Deci 40664. Chius chel dacă nu, dacă stau. Da, nu mai e un. Ok. Stai așa, să văd câte ore are. 40664. 2.5 admin jail 40664 10 gata. Ok, mersi mult. Te fac salut. Așa, să ieșim de pe suport.
Salut, Tony, te pup. Dudu, dacă Joan dă scamice și am filmare, îmi primesc bunurile înapoi și primește G? Păi depinde la ce te referi, scamice, că am impresia că ai primit un schem care nu există în regulament. Da, Andragogan. Ai numele Alexia? Da, știu că am numele Alexia, că a fost Alexia mai devreme și am uitat să schimb numele. La Rehic avea prea mare viteză cu mașina aia, poate să aibă și de sim, depinde, nu știu. Da, dacă nu e on să-l trage la răspundere. Bravo Robert 1. Bă. Putu-ți muzica, mă, stați așa 2 secunde. Stați 2 secunde că... E belea mare cu muzica asta, iar ascultăm numai prostii. Răzvan, salut! Mersi frumos de follow! Păi dacă îi dau mașina pe 400k și după îmi dă și el mașina lui și îmi dă schem, păi cum adică? Că nu înțeleg, că ei da mașina, ți-a dat bani și ți-a dat și mașina. Care-i schemul? Da, am reșit. Păi nu, că am eu numele. Stai așa să-mi pun muzica mea. N-am rezervat, nu. M-am retras. O, te pup, Brainbox. Vă salut, Costi, și începe în roleplay la forță. Salut, Sparkpoint. Păi dacă nu-mi dă mașina... Păi... Dacă e bun pe bun, da, e schimice. Salutare, fane. FPS Boost? Ce FPS Boost? Modul meu de grafică n-are FPS Boost, că n-am nevoie de FPS Boost. Ce zici, Fanica? Salut, Deiule. 7 etichete. Acum merge. E salut, Alfa, spune. Bă, să spun și mie cum se duce transferul, gen la ce oră. Nu știu cum se duce. Pe 21 la 7. La 7? Da, da. Pe data de 21. Okay. Salut. N-are bro, deși e de FPS Boost. Păi dacă nu-ți fac setările aia din am, ce să-ți fac? Că după cum vezi, eu mă joc... Salut, mă auzi, Dudu? Salut, spune, da. M-am blocat și eu aici, nu știu cum am reușit să cad aici. Poți să mă tragem prima încolo? Eu ți-am arătat să-ți fac setările. Mersi mult. Pa, pa. Deci depinde și ce calotor ai, Adi. Salut, Pastel, spune. Bă, ăsta ce a venit aici? Fii atent. Vino mai încolo. Să nu... Vezi că e mașina Dudu în spate, un Dodge, și te rog frumos să-l ștergi. Ciao, Dudule. Ok, salut. Salut. Păi, mai 8 GB, e greu să-ți meargă 5M cu 8 GB. Mai puneți în 8. Bă, vreau și o părua, ce componente ai la PC? 3060 cu 50400 și 32 RAM. Te pup, Ale, merge să bam o de grafică pe... Habar n-am, Răzvan, de unde să știu observerul? Dar merge acum reshade după 5M, păi reshade-ul ăsta care l-am eu și pe NBU și astea merg pe orice server. Aș șters-o cu plăcere. Da, cu 8 n-ai ce să faci pe 5M. Ție stă RAM 100% în 8 când te joci 5M. Ce ați mai făcut că n-am mai dat pe aici? Pe ce să facem? Ne jucăm. Șefule, ai dat bonus? Păi am făcut 50 de like-uri ca să dau bonus? Da, cad. Dar gen aplicația normală, reshade? Nu știu, bro, habar n-am. Eu ți-am zis. Ce am eu? Nu, n-o să scoatem pure modul. Păi, după cum vezi, eu am modă gata. Dacă căutați NB-uri pe server, pe net, găsiți. Gratis. Da, le avem orice. Poate să o forțeze un pic, Răzvan, cu 1030 ăla, dar zic că dacă își ia în cop să aibă 16, eu zic că e ok. Salut, Kenzo. Din ce cauză? Că se folosesc modul de grafică, iurea. Am înțeles că, mamă, cu 6 mai, gipsi, trezire. NB, păi îți dai seama că mănânc.
Ce să fac, Ale? Sunt bine, tu? Cum ești? Eu nu te-am mai văzut de mult pe live. Hai să facem și noi 50 de like-uri pe YouTube-ul ăsta. Mănâncă, îți dai seama și din RAM și... Trebuie să ai calculator bunicel ca să-ți meargă ce am eu. Păi e greu, eu am 26. Puțină poze. Păi mai ajustează setările, Naciule. Salut, spune. Ia zi, Cucule. Te salut, tăticule. Ștergi și tu mașinile astea după, te rog frumos. Că le șterg, da. Vezi... Mersi, mersi frumos. Ia, frate, ia brigam. Te duci la fapte? Poftim. Te duci la fapte? A, mă, țări sale, ai fost ocupat. Dudu, trepări preferat? A, nu prea, că nu sunt eu cu trepări. Eu ascult, că nu am ce să ascult pe live, gen. Eu, mă, normal, aș asculta manele, dar... Să zicem că mângă capa cu Albert, nebună de la noi din România, dar îi ascult pe live mai mult, că n-am ce să ascult. Că dacă ascult manele, mă rup. Salut, auzi? Da. Sunt niște băieți la țigări de fac în continuu, prede mea, adică mă duceam până acolo să văd ce trebuie să fac un pachet de țigări și ei m-au împușcat fără niciun. Păi mașină, dacă ai filmare... Am filmare, da. Hai pe suport. Hai. Tu ai NB, dar Răzvan, am. Am NB cu nevoie și reșit. Hai să mergem pe Discord, dar unde e Discord-ul? Baga mea să-mi bag. Nu te ajută, Răzvan. Ăsta nu e o modă grafică pentru FPS Boost. Când începe roleplay, nu știu, mi-a plăcut asfa roleplay. Am înțeles, fan, ți-a plăcut să te joci cu mama? Acum. El e aici și eu sunt aici. Și uite cum o ia, mă. Păi arată filmarea din spate. Opa. Bună, Dudu. Maria, stai că am tichet, nu mă mai trageți. Dar nu te-am tras eu. Păi, dar cine m-a tras? Nu știu. Bă, ce treacă, mă? Stai așa, că nu știu ce n-ai s-a întâmplat. Dă-i. Am spus cum o să-i dau drum. Dă-i. Ai zis că... Mi-a luat de tine? Că l-am uitat acolo? Nu, nu. Nu cad. Așa, da. 10560. Da. 2 secunde, 8124. Stai să văd 100% cine te-a murit. Te pup, bucur, Andrei, te pup. Mersi frumos de cadouri, te pup, fratele. Nu cad, eu nu am probleme să se miște greu calculatorul. Salut. Salut. Hai pe suport. Te cheamă Alexia? Da, știu că mă cheamă Alexia, da. Ce contează numele? Lumea știe cine sunt. Salut! Salut! Hai să vezi tu filmarea asta. Bun. Ce grea, bucur. Imediat vă dau bonus. Dă-i drumul, Dan. Stai să-l blocă. Mai pornesc încă o dată. Da. Oricum mi-am crezut că ești jefuitor. Ah, dar ți-asumi că ai să mi-am cerut și scuze, frate. Dacă păi, dar n-aveam cum să te aud mort. Da, știu. Am zis că îmi pare rău așa, dar nu ți-am zis să iei direct scuze, frate. Ai zis că m-a luat de tine, că am uitat acolo. Nu mi se mișcă cad. Te pup, Gabriel. De ce ai văzut Savex? Da, am văzut.
Oricum, dacă era vorba de... Dar nu știu, nu. Nu mi-asam. Oricum, am tras din greșeală. Am văzut că are bandana, de, deja nu mai există, și mască, și am crezut că e jefuitor. Dar nu m-am uitat dacă are armă în mână sau ceva. Da, o să ții o sancțiune pentru redere. Câte checkpoint-uri? 2 secunde, spun imediat. Hai să verificăm. RDM 140. Eu posez? Da, da. Salut. Salut. Gata, tichet încheia, pa, pa. Pa, pa. N-am avut ce să-i fac. Mersi mult, bucur. N-am avut ce să-i fac. L-am aruncat un pic în aer. Ce-am? N-avem ce să-i fac. Băi, te pup, rău, bucur. Mersi mult. Mamă, mi-a dat inima, mi-a dat astea. Zicad. Nu, frate, eu n-am probleme să mi se miște greu cu autorul, gen, dacă sunt, că eu sunt acum live și pe TikTok și pe YouTube. Dudule, cât ți-ai ia la suferință OCP, ia și tu ăla de sancțiuni. Că, sincer, nu le știu pe toate. Gen, se ia ori, nu? I-a dat cu topor. Nu prea îmi convine mie să dau sancțiuni, dar și ei trag aiurea rău de tot, nu știu ce au. Dar ce atunci și capa se deschid instant? Da, uite, uite. Cam cât durează să faci 140 checkpoint-uri, sincer nu știu, am făcut eu 100 și ceva pe un live. Și nu știu cât mi-a luat, 20 de minute, ceva de genul. Cam aș. Salut, spune. Salut, mă auzi? Da. Poți să-mi dai și mie un scooter, ceva, să plec de aici? Păi, sună și tu un taxi. Ia vezi dacă îți răspund, hai că sună. Ok. Ia, poftim. Salut. Salut, spune. Salut, Dudene, băi, m-au pus niște băieți în genunchi, m-a ridicat înainte să-mi zic că oricum n-aveam armă după ce m-a controlat ăla și mă împușcă în cap. Hai să văd și o filmare. Am uitat domnul la filmare, e problema, dar asta aici, lângă după colț, ăsta e cu M6-le, în spatele meu, dacă te uiți încolo. În stânga ta, acolo. Păi da, 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 oricum, dacă nu o filmare, n-am ce să le fac nici. Păi adică... da, probabil au ei. Păi da, da, și dacă nu arată, eu nu am cum să sancționez dacă ei vor să n-arate filmare. Da, vreau, dar măcar un revive, te rog eu frumos, că mă puși în cap să-ți dau revive, n-am cum să-ți dau revive, îmi pare rău. Salut. Bine, șefule, bine. Salut, salut. Dacă am 100 de ore și o aplicație bună, nu, dacă ai 100 de ore, n-ai cum să fii primit în staff. A, e cai, nu e omora asta, e vre. Da, am reșit. Da, știu că am uitat numele, deci mie lider m-ar apunta, te rog. Bucur, nu se ia așa gradele pe Discord de suporteri și astea. Caută pe Discord și vezi cum le iei. Na, nu am cum să ți le dau că nu e fair pentru restul. 2 secunde. Dar cum e, doar marabunta sau cum e? Că nu știu cum aveți ea. Dudu, câte ori am pentru a ne pleca în asta? 300 minim. E marabunta grande sau cum e? Așa. Gata, ți-am dat. Păi asta e, că donatorul și astea se iau altfel și se ia de pe typistream. Dudule, nu merge să intru pe YouTube să-mi fac treaba de moderator. Păi de ce nu merge, Andruță? La cât mai dai bun, la 100 de like-uri, ca de fiecare dată. Din 50 în 50. Dacă mai anunțăm o dată. Că nu mai este. Păi nu ai la ce acces de camere. Că ăla e doar grad atâta. Ce-ți facă nimeni? Uite bine tu? Nu știu de ce ți s-a bugat.
Că nu e vorba de bani sau așa, dar e să fie fair pentru toți. Roleplay cum ar fi ceva, când mai faci o să facem și roleplay, momentan v-am spus. Nu prea am stare necesar să stau la roleplay pentru că nu vreau să mă mai enervez. Salut, spune. Salut, Julian, îmi dai și mie un răspuns, un scuter, ceva? Salut. Da? Am aici o problemă, vreau să ne urcăm în autobuz și nu merge și trec e buguit. Dacă poți să dai un DV, te rog frumos. Bine. Da, mai sunt duduieni. Gata, domnule, gata, mă dură pe târziu. Mersi, Dudule. N-ai pe ce. Salut, spune. Ce n-ai? Mai ai nevoie de ajutor? Da, am nevoie. Uite, eu sunt cu prietenii mei, eram aici după jefuitor și i-au luat așa la tichet, unul câte unul. Așa. Și n-am cu ce pleca. Păi și uite un scooter acolo. Păi, nu poți să-mi dai respawn. Da, hai că-ți dau respawn. Unde suntem? Pe RPG? Hai, ia scooterul ăla dacă vrei să ajungi în oraș. Zi. Păi da, dar știi care e faza, Mane? Mane, eu ți-am zis, dacă vrei să mergi cu scooterul ăla, bine, dacă nu, e simplu. Auzi, că el vrea respawn, tată. Salut, spune. Alexia? Ce ești fondator? Dugianu? Da, bro. Îmi dai un scooter sau un respawn? Poftim. Tu vreau să te întreb? Ia zi. Deci, îți reduceri de paște? Au fost, nu mai sunt. Și îmi poți să-mi spawnezi și mie o mașină? Ce mașină să spawnezi? O mașină din capa. Din admin. Păi și ce mașină? Dai serverul meu. Poți să-mi dai mașina aia Nissan GT-R Nismo? Hai, du-ți. Asta? Mersi. Asta. Bă, dar tu mai ești cu minte? Păi, nu așa tare. Păi de ce? De ce nu ești cu minte? Ascult! Vezi că nu te auzi. Păi... Toată lumea mă provoacă. Adică, uneori, toată lumea mă provoacă. Adică nu prea le fac mica și... Tot eu mă duc la cartofi și asta. Hai că nu le faci nimica? Păi nu prea le fac. Am zis că nu prea le fac. Adică nu prea le fac, dar... Nu pot zic că eu, dacă el îmi face ceva, eu nu trebuie să-i fac nimic. Dar... Adică dacă zici că tu îmi faci rei de meu, nu trebuie să-ți fac la fel, dar nu știu de te ce fug, Gabiță. Răspund la fel cu fel. Bună, Lia. Și nu pot să mă abțin să fac cart. Fii cu minte, da? Bine. Hai, ai grijă. Salut. De când te-ai mai dus la cartofi? De azi. Da, azi, a? Ai fost la cartofi azi. Am plantat. Pe ce motiv te-ai dus la cartofi? Păi eu stai așa, deci pe filmare nu se poate sancționa fără ID, nu? Nu am adică cum. Dacă nu ai ID pe filmare nu poți să mă sancționezi, să zicem, nu? Păi cum, dacă te găsesc în locuri că ai făcut RDM sau ceva, pot. Păi întrebe și ID pe filmare? Că ăla se găsește în locuri ID-ul dacă ai omoră pe cineva. Păi, eram cu poliții și eu credeam că l-ai fil, pentru că am primit jet la țacpac, am dat și că dacă un polițist e lângă tine sau mai departe și îți dai respawn, și că e disconect, dar eu nu mai înțeleg că de la țacpac am primit pentru asta, am primit pentru fil, roleplay, nu pentru disconect. Păi nu prea mai... E aceeași sancțiune, tot aia e. N-ai voie dacă e un polițist lângă tine și face roleplay cu tine în continuare, chiar dacă tu ești mort. Că poate vrea să-ți dea trusă, să-ți dea revive.
Ai înțeles? Hai, fugi, da? Bine, te rog. Pa, pa. E belea, mă, cu el. Salut, spune. Salut, poți să-mi dai, te rog frumos, un scooter. Acum am venit înapoi în oraș și nu, nu mai am mașina. Mulțumesc. Nu știu când o să facem, bro, că te poți să apedez, nu? Bro, what the fuck. Salut, spune. O să dai și mie ceva, un scooter sau... Mergi frumos. Plăcere. M-auzi? Salut, spune, da. Fii atent. Poți să, nu știu, la ce job fac mai mulți bani sau la ce job te ajută gen să iei minereuri mai multe și să poți să faci arme? Păi ori te duci și le cauți cu, cum îi zice, ori te duci la minerit și iei minereuri și așa mai departe, ori te duci la să te scufunzi să cauți comori, deci poate îți dă arme. Na, asta deci, depinde și unde, unde poți să le caut? Arme de gen. Aproape 200 user. Păi asta trebuie să afli tu. Sunt joburi anumite care poți să afli, dar asta e tot așa. Le afli tu ce? Și gen la scuba diving poți să gen găsești arme, nu? Da, găsești niște arme, dar și cu alea trebuie să te duci mai departe. Auzi, da, știu că gen trebuie să le deruginești. Cu detectorul de metale ce faci? La fel, tot așa. A, deci poți să cauți într-un anumit loc cu el? Da, da. Și trebuie să-ți iei jobul pentru el sau? Da, trebuie să-ți iei jobul, să-ți iei aparatul. Și care e jobul? Detector de metale sau cu... Da, parcă așa e. Da, asta tot așa. Te-ai dat ce pointuri pe unde să cauți, nu? Da, da. O zonă. Mersi mult. N-aveți un ce, seară frumoasă, pa, pa. Pa, pa. Trebuie doar item fără job? Da, că oricum le dă. Ce să-i fac eu, nu mă duc nicăieri, mă cheamă toată lumea și eu să mă duc, ce sunt? Face tichet, vin la tichetul lui, e simplu, nu mă duc, că mă cheamă fiecare în parte. Dacă mă cheamă 200 de nici ceva, mă duc la fiecare în parte? Ce treaba am eu cu țac-pac? Salut, spune. Am căzut în service, gen acolo sus trebuia să mă sui cumva și am alunecat și am căzut aici jos și blocat, n-am cusesc. Mulțumesc mult! Nu mă interesează, poate să fie important, nu mă duc că mă cheamă fiecare în parte. Dacă face tichet și m-auzi la tichet, lui e simplu, că de asta nu... Ca Daniel, dacă mă mai chemi așa, că așa vrei tu... Nu, voiam să... O să-ți dau un ban așa, să te trezești. Că nu sunt sclav, că nu sunt nimic. Păi nu, faci tichet ca toată lumea, că ești player normal. Nu te aștept să, dacă mă chem să vin. Faci tichet, că dai comanda de tichete. Păi voiam să-ți dea cu părerea de o filmare atâta tot. Da, și alt admin nu poate să-și dea cu părerea, sau cum? E administrator cel care... Hai pe suport. Se vede? Două secunde. Nu se încarcă partajare. Nu. Regerea nu o să fie nicăieri. Hai că... Să vedem cum o mai dai când te răpimește amatorul. Vorbesc mai mereu de bancă, eu îi vreau pe toți.
Uite-te și tu, băi, nene, mă cheamă pe suport și plec. Îi pică calculator. Te pup, Andy, te pup. Așa că am picat să discord, scuză-mă. Se vede? Da. Hai, mai spate. Venim și noi. Spune-i că suntem în spatele lor, cu arma pe ei. Nu trage, nu trage. Lasă-i. N-ai început focul, nu? M-auzi? E culcat pe munte. Scrie pe chat că-s prost. Și m-aș amenința în privat că iară ne dă mafia, bără. Spui că nu ia dacă. Ia vei. Bine, bă. Ai cătușe, Daniele? Da. Bun. Păi, da. Sper că n-a tras al nostru cu aia. Vine smurdu. Bă, tu ai tras, mă? Tu ai tras primul? De? Nu, i-au tras primul. Da, am și pe filmare. Perfect. I-au tras primul. Ai GoPro pe tine. Taci, nu mai vorbi chestii de genul. Sunt bine, domnișoara? Vedem acum. Doamne, ajută! Dar ăștia sunt din balas? Domnul are puls. Bun. Doamne, sunteți bine? Sunt perfect. Haideți să vă dau un bandaj. Stai aici, vă rog, pastile. Nu, plec. Am scăpat de jefuitori, mulțumesc mult. Vă jefuiau? Da. Ăsta, băiatul ăsta e vorul meu. Gen. Nu, ea de jefuiau pe noi. Aveți codul? Eu nu. Încă nu. Da, eu sunt unul de acolo? Vorul meu are, dar n-a tras sau ceva ca să pățească ceva gen. Are doar amnuma, dar nu a tras. Și-au vrut aia să ne jefuiască și a să ne jefuie la tine. Doar cum mă știți de pe gen de acolo, de la bumbac, era un văcuța. Da, știu cu te. El e vorul meu, el are cod. Eu sunt. Și pe-au tras clar. De-aia nu mi se mai scoală, Justin. La mie de jefuitori și mă piși pe familia lor. Ultimii jefuitori. Dar am vrut să dăm la pace și i-au tras în mine și pe-aia am tras și noi. Da, și ați zicat, bravo băieți.
Că a fost Alexia la care o torcep. Doamnă, sunteți bine? Să rămână tata. Doamna doctoriță, puteți veni să veniți în coacă, avem acolo. Doamna, da, bă băieți, de aveți niște chei ceva. Să-mi tăiați cătușele cu flexul. Mai e cineva? Da, mai acolo, sunt veni. Bă, da, oameni de păi, băi. Bă, vă mulțumesc enorm, bă băieți, bă. Bă, vă mulțumesc enorm. Te pup, Samira, mersi mult. Bă, băieți, bă, vă mulțumesc enorm, bă. Bă, jefuiau, mă? Te pup, Samira, mersi mult de tot. Nu le-am făcut nimic ca băiatul ăsta. A venit șefa. M-am întâlnit cu băiatul ăsta. Te pup, Samira. Plecați. Da, eu am cătușele, luați-i cheia. Vă descurcați, voi. Păi, dar nu prea avem cum cu mașina explicată, gen. Că am dat în cap de pod. Că mi-au dat pe cupa. Nu contează, plecați. Dar nu sunt de bine. Dar luați-i cheia. Da, sunt bine, că ați făcut o confuzie, băieți. Degeaba ți-ar mai pe mine, că ați omorât pe cine nu trebuia. Nu neapărat că pe mine, dar vedeți dacă mai are puls, domnul. Că nu cred că vă... El aici după ce a jefuit, a zis că e sindicat. Păi nu cred că a tras cineva spre voi. Eu cam a tras ăla spre mine, nu știu cum să zic. Nu cred că a tras nimeni spre voi. Eu cred că colegul tău a tras spre mine. Nu e nicio problemă, că vezi cine e colegul. Mai e cineva? Nu, atât. Atât, domnișoară. Doamne, sunteți bine? Da, sunt ok. Stați așa să vă dau niște bani, domnișoară. Bă, voi sunteți proști? Fere, trasă spre mine. Bă, retardatule mental! Ce pula mea vii tu spre mine cu arma? Ești terminat? De ce vii cu arma spre mine? Ia să ia doi să plece? Unde să ia doi de ea, am încătușat? Vedeți că îi jefuiți. Îi jefuiesc eu! Eu! Păi eu da! Eu jefuiesc! Grația-i dracu de proștii dracu! Păi, o fan rău! Păi, prost rău de tot, băi, prost rău de tot! Au, n-au mamă, n-au tată! Ce vrea lua? Poftim. Ne auzim la fine. O, te salut, Alex. Păi și 100% ai jefuit? Da, uite, i-au omorât ei și voia să-i jefuiască, că au chemat medicul și le-a pus cătușe. Și n-au făcut... arată-mi unde a jefuit. Ia, hai să văd. Noi am venit fix când i-au omorât ei. Uite aici. Uite. Sunt culcați. Și n-am eu pe filmarea mea. L-au jefuit și mai în spate la bumbac. Sunt, bă, cum te duci la stea gol albastru, vii tot în față, dar ușurel. Sau măcar opri și mergeți pe jos. Oprește motorul. Hai că nu mi-am văzut. Vă mașină? Cu schietul ăsta. Veniți încoace repede. Îl jefuiește. Vei aici, amul. Ăia. Scos arma. Stai, nu trage. Îți mai las de aici în continuare? Încearcă să te duci pe munte, pe jos, să-l iei pe... să iei cu mâinile pe sus, că suntem și noi aici. Mamă, Daniel, lăsă-mă.
Vezi că vin pe munte ăștia. Urcă la mine, urcă la... Haide, 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 haide. Venim și noi, venim și noi, venim și noi. Spune-i că suntem în spatele lor. Cu arma pe ei. Nu trage, nu trage. Eu am început focul și... Păi am dădea mesaje în privat că... De ce păi fac? Și... Că iară ne dă mafia Warren. Trebuie să-l chem și pe Robi, două secunde. Daniele, dacă ai venit pe live aici la mine să-ți dai cu părerea la ce fac eu, mai bine poți să ieși. De unde știa că e. Ai răbdare, că acum îl chem pe Robi. Nu veni așa, că și ieri ai făcut căcaturi și nu stau să... De mine ziceai? Nu. Ce ai făcut, Denis? Stai să vină că e în rol. Gat, am venit. Auzit? Dă filmarea de la început, Daniel. Da, mă, știu ce am făcut. Știu toată filmarea. Ce reclamație are Daniel? Ei, nu mi s-a părut ok că tu ai zis că ne vedem la ședință. La deci sindicat. Ce? Nu erai ca sindicat aici. Dar ca ce eram? Erai ca jefuitor. Eram eu ca jefuitor, eu jefuiam acolo, nu? Jefui și pe ăla în spate, la curba aia de la tunel. Ăla albastru, dacă mai ții minte. Da? Am jefuit eu, nu? Și tu vii cu filmarea asta, ca ce? Păi, aici nici nu erai îmbrăcat și sindicat, n-avei îmbrăcamintea ca și sindicat și spui că ne vedem la ședință. Păi da. Cu ce ocazie vă băgați voi peste ce vreau să fac eu? Păi și de unde să știe el că tu e sindicat? Când tu ai păi de ce se bagă asta în întrebarea mea? Că poate ei erau jefuit. Am văzut că ăla era din Balas. Nu era din Balas, în primul rând. Era din Surenos. Și era, era cu încă unul din Surenos care n-avea mască. Și i-am văzut Surenos, cu ochi. Era civil. Aia zic. A avut și mască, n-am știut. Eu i-am văzut mască, am crezut că sunt doi de la Surenos. Care, ulterior, că de-aia și îi urmăream, au jefuit. I-am văzut cu ochii mei cum au băgat mâna la cineva în buzunar. Păi da, da, ei n-au domn să știe că tu ești sindicat. Păi da, dar de ce să bagă? Asta e întrebarea mea, de ce să bagă? De ce să n-ai voie să te baci? Dacă i-a văzut că i-au omorât doi din care erau și se vede. Se vede pe filmare când eu le-am zis la ei mei să nu tragă, noi voiam să vă luăm cu mâinile sus să vedem ce se întâmplă. Păi dacă ăla venea cu acau după... Păi eu i-am zis, încet, nu tragem, vedem ce se întâmplă. Dar a început de nis focul. Eu când am auzit pula ta, am crezut că au tras de la tine. Eu eram cu Denis, am zis după jefuitor și i-am văzut pe ăștia că au jefuit și vreau să le dau amenzi, că n-aveau măști, n-aveau... Venim și noi, venim și noi. Spune-i că suntem în spatele lor. Cu arma pe ei. Și eu știu cum s-a întâmplat. Să vezi că Denis a tras, ia uite-l. Știu, frate, că Denis a tras. Bine, nu, atunci, pe moment, n-am știut că el a tras primul. Dar ideea e că eu nu jefuiesc. Niciodată nu jefuiesc eu. Ți-am zis, atunci, pe loc. De-aia m-am și enervat și am țipat. Că eu nu jefuiesc. Eram după jefuitorii. Am urbănit, cred că, 10 minute până când să înceapă tot ei să tragă mine acolo. Ei s-au oprit și au început să tragă mine. Și ce vrei să fac? Să plec? Denis a culcat unul și eu am culcat unul. Și vreau să le dau amenzi. Că jefuiau. Dar ați venit voi. Și i-ați lăsat să plece. V-au spus vreun cod? Ăla da. Surenos da. Ăla care? Civil. Păi și nu ți-ai pus un pic cu un semn de întrebare așa? Păi mi-am pus. Că dacă tu ai zis după că ești sindicat, mi-am pus întrebarea de ce l-ai omorât tu pe ăla. Păi tocmai de-aia l-am omorât ca să-l imobilizez. Și după aia am observat că n-am licență de medici, că am chemat medicul. Și am vrut să-l iau să pot să-i dau amende astea, să mă iau de el. Înțelegi? A tras ăla prost acolo și s-a pornit focul și după aia, na. Aia a fost toată problema. Că puteam să ne înțelegem, gen dacă ne intersectam mai dacă aproape. Dacă ne apropiam, puțin. Da, noi întrebam de coduri.
Da. Dar deci... eu n-am fost la jefuit, că nu jefuiesc eu. Vedeți că vă enervați, Iurea? Păi m-am enervat, eu voiam doar să clarific treaba asta, să nu se ne ajungem la sindicat să ne certăm acolo. Îți dai seama că nu vă făceam nimic, dacă vreau să vă fac ceva, vă făceam pe loc atunci. Doar vă spuneam, nu știu, o dădeam într-un fel de roleplay așa mai, nu vă certam sau... Că nu sunt omul să cert lume, că nu sunt puri cu pământul. Pula ta, mai zis că ne vedem la ședință, mai agici un pic spiritele, mai astea, nu să vă dau amendă astea. Dacă vreau să vă dau amendă, vă dădeam de atunci. Mi-am dat seama că n-aveați de unde să știți că sunt eu. Da, pula ta, dacă ai făcut ticket, acum știi, deja nu mai are rost. Nu înțeleg, ce treabă are Alin în discuția asta? Alin e din Duduienii, Daniel? Nu e, nu e. Și ce treabă are Alin aici? Că nu înțeleg, că văd că se bate cu pumnii în piept, că s-a urcat din Z4. Ce? Ah, da, când am plecat m-am urcat cu Z4 până la ei. Aia, cred că aia vrea el să zic. Sau nu știu cine e Alin, că asta am făcut după ce am plecat. Alin nu era cu noi acolo. Da, nu știu. Da, nu știu de ce să bagă chat-ul. Păi el știa deja că e o problemă mare, când e mai rău face el decât cap de miel, ești nebun. Că du-te repede la cap de miel, că e o problemă mare, a luat foc ceva. Da. Erască-mă, Dumnezeu. Ce dracu' aveți? După mine asta m-a enervat, că a venit Alin să-mi zică că du-te la cap de miel. Mamă. Te-a trimis săgeată, da, gen. Da, da, da. Ferească-mă, Dumnezeu. Da, pula ta, acum că ai făcut ticket, ai aflat ce vreau să fac, deci nu mai are niciun farmec. Adică stați liniștiți că nu s-a întâmplat nimic. Daniel. Pula ta. Atât. Așa. Bine, prea liniște, nu pot să mă zic că mă plâng de liniște, doar că mai merge. O mini ceartă, un războiaș. Da, pula ta. Da, astea minori. Bine, nu, cum era înainte. V-am lăsat să vă discutați problema. Vă pufă, aveți grijă. No. Da, să mergem la tichete în continuare, că sunt 5 tichete. N-am înțeles deloc tichetul ăsta. Salut, leacă, spune. Vin o leacă. Am vrut să te întrebăm ceva. Spune. Dacă s-ar putea să se facă o grupare de jefuitori să mergem mai mult de doi, că... Nu. Dacă așa e regulamentul... Nu te-ai gândit vreodată să faci așa cum ar veni un gang? Nu. Nu prea mi se pare corect, deoarece, uite, mafioții ăștia sunt câte 7 și noi suntem numai doi. Ce șanse egale să astea? Păi da, dar și... care e ideea? Că nu înțeleg. Păi ideea, păi să fii mai mulți jefuitori, hai să faci și tu. Da, hai să facem mafii direct, 30 de jefuitori. Okay, dacă ăsta e regulamentul, ăsta e regulamentul, da, 50. Ăsta e regulamentul. Bine, salut, vor băieții să ceva? Mă jefuiască, protejează-mă și pe mine. Da, acum. Auzi, Dudu, am și o întrebare. Da, hai. În momentul în care urmărești o persoană și asta fuge în safe zone, e împotriva regulamentului, nu? Da, e sancțiune, da. Normal. Ce safe zone e asta? Nu, e garaj. E garaj. Nu i-am condus. Păi, ce-i vina mea? Vezi că a recunoscut altul că i-ai zis tu să te... Ferească-mă, Dumnezeu. Salut, spune. Dudu, îmi dai și mie, te rog, un respawn? Ce, hai că îți dau respawn dacă e. Hai, vină încoa să vezi ce îți dau. Puteri? Mersi. Auzi. Bă, ia, o ia capul razna așa, nu știu ce au de la mătip. Dar o spune, zi. Deci, la un trade pe mașină, dacă omul... Așa. La un trade pe mașină, dacă omul îmi cere diferență. Așa. Și eu, el face un contract pe mașina lui, cu diferența mea. Eu asta înseamnă că am voie să dau țeapă, nu? Că totuși a fost contractul, fac pe mașină. Nu, dacă e trade mașină pe mașină, nu ai voie să dai țeapă. Asta e, că n-am înțeles cu diferență, ca să nu... Da, da. Mar, te pup. Bine, salut. Ceau, ceau. Da? A, nu mai am nevoie. Bine. Asta, da. Bun, Alex. Salut, spune. Edu. Așa. Deci am rămas și fără o mașină și taxiul nu prea răspunde. Adică, da. Mersi mult. Salut, papa. Salut. Salut. Hai să faci și noi 100 de like-uri, chat. Salut, spune. Salut. Auzi? Da. Uite, fii atent, eu m-am luat pe unul de aici, era cu scooterul, i-am zis, l-am întrebat că vreau să-l duc la garaj.
După ăștia, ăsta îmi zice să-l las la benzinărie, după ce trec de vamă deja, îmi zice să-l las repede acolo la benzinărie. Așa. Că cică-l urmăresc unii sau ceva. Uh-huh. Și eu nu știam, abia atunci am aflat că cică-l urmăresc și o las acolo, că gen eram fix aproape, ți mai... Eu îmi iau ceva, că gen... Nu, nu știu. Nu, no, nu ți. Salut, okay. Salut. Bine, bine, mersi. Pa, pa. Pa, salut. Mersi frumos de follow, că sunt oameni 205. Cafeluță, mersi. Ce mai zudule, ești bine sănătă? Bă, așa, 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 sunt ok. Se putea și mai bine. Tu cum ești? Ce-ai făcut de Paște? Salut, spune. M-auzi, bro? Nu pot să mă uit pe cerea bani, bro, acum. Tot după că în ultima timp vezi hacker pe server. Păi toate serverele au hacker și dacă atâta timp cât se dau hack-uri la 10 euro, am înțeles, gen, frumos, cu familie. Da. Salut, du-te. Salut, spune, hai că vreau să plec. Deci mie ceva scooter? Poftim. Te pup, salut. Da. Salut, Dudu, nu poți să-mi dai și mie un scooter, te rog. Bă, dar ce cu scooterile astea? Mersi. Te pup. Se umple orașul de scutere. Acum două zile ne-a blocat telefonul și chiar. Da, știu, știu, știu. Atâta timp cât cererea e mare de hacker, mereu toate serverele să aibă hacker. Avea Dudu, da, adevărat, că mă duc la tichete, nu mai discute. Ia, ăsta la fel, ia. Pleacă la Santa Madonna. Băi, mi-ai adus și mie un 14 Pro Max ceva de la? Ai cerdit ceva? Bă, m-a adus pe dracu. Ai fost la pușcărie, ce ai făcut? Nu cu aceea, am fost cu afaceri. Ziceau ăștia că nu mai dau de tine. Aia nu dai cum dracu. Nu mai mi-a dat, bă, ești nebun, s-a blocat cardurile. Nu ți-a mai dat nimic, a? Nu mai. Am mai scos un Samsung din ăla S21. A, nu, de la mă, vreau un 14 Pro Max de ăla. Dar să nu mă uiți, să nu mă uiți dacă mai faci rost. Da, mai am niște băieți acum, luna care vin. Perfect, perfect. Și după aia. Băi, ia fii atent, yes. Am luat cârligul, l-am pus și nu mergea să trag mașina pe platforma asta. Și acum așa, i-am dat la băiat o trusă, m-am urcat, am pus cârligul aici, e de cârligul acolo, da? Da. Păi da, dar lasă rampa jos. Păi e lăsată. Nu e lăsată, eu o văd sus. Am luat cârlul acum, îl am. Așa, bagă-l la mașină în față. Eu văd mașina aici, dracu. Nu mai mă, așa, că nu mergi. Aici, da. S-a buguit, mă, cu tot, nu știu. Ai buguit-o de tot. Uite, mă, acum. Uite, bă, acum merge, bă, panoramă. Gata, mă, las-o că i-am dat trusă și vine la serviciu. Am înțeles, bine. Nu mai merge. A buguit-o de tot. Dudu, da. Te rog eu frumos, am o rugăminte atent. Deci tu de la toate mașinile astea, că s-a abandonat de toate. Mamă, o, te pup, roșcat-o. Fac lag aici, strică. De va, mă. Bine, bă, dar ce ai făcut, ești gravidă? Da, mă, da. Pe cine, l-ai luat pe țac-pac? Ei, na. Dar pe cine? Nu, pe unul, dai ce avea costă? Nu, nu. Am înțeles că... N-are nicio treabă cu orașul ăsta. Am înțeles. Le-am șters și mașină Goguie. Da, mă, Goguie e numărul 1, frate. Nu mi-a făcut și mi-a răză în 14 Pro Max de la Cerdit de pe Franța. Îl bag pe ăla, zice, din cotul peste el, mascați, viaiu. Salut, Dudean, mă auzi? Salut, spune. Mamă, ce s-a întâmplat? Dacă eu știu, stai, eu știu despre mafia Dudeanii de la un băiat, da? Așa. Am zis aici, m-a scăpat din greșeală că îl știu pe Bursuc de la Dudeanii. Așa. Care e de la Duduieni, îl știu și pe băiat din caracter. Bun. Așa. Au voie băieți niște de ăștia mov să mă moare și să facă suferințe de alea, că îmi pune pistolul la cap, că se joacă cu mine, că morții mei, că am figuri?
fără să le zic nimic, am și filmare acum. Păi dacă n-au un motiv vreo să te omoare, nu. Zic că știu prea multe. Că ce fac ei cu băieții care știu prea multe? Hai să văd și o filmare să văd dacă chiar le-ai dat informații. N-are legătură cu oricum e zonă. De la Duduieni, atât. Hai să văd și o filmare. Bine, șef. Hai să vedem filmarea, mă, să vedem mă, ce informații știe băiatul ăsta, mă, băiețaș ăsta, să vă arăt Ciprian. Nu știu dacă știe ce știe. Dați bă like să faci și noi 100 de like-uri. Care-i mă băiatul ăsta? Radu? Tu ești Radule? Ai trist? Băi, voi sunteți, mă? Da, da, mă auzi? Da. Perfect. Așa, să arăt filmarea din aici. Arată, arată. Te pup, broșcat. Două secunde, te rog. Deci fii atent. Să las te uiți. Da, hai, de drum, să vedem. Îmi iau mașina. Ce ai, bossule? Ce ai, bă? Trag pe dreapta, stai, trag pe dreapta, uite. Jos, jos! Te trag pe dreapta. Ce au iarăși, că eu nu mai pot. Zi, șeful. Fața la mașină. Suntem tovarăș cu bursul, șeful. Suntem tovarăș cu bursul. Cine-i bursul? Bursul meu mașina, că am lăsat-o aici, n-am cu ea. Așa e, așa e la linte, ăla. Nu cred că mai e filmare care află de Duduieni, dar caut după aia. Dar tu ce știi de Duduieni? Cine să ia Duduieni? Băi, voi știi ceva de Duduieni? E treaba noastră. Dar ce știi tu despre Duduieni? Nu mai știu atunci, lasă, hai că m-a pus în genunchi, sunt tovarăș când nu cică să dacă e ceva. Domne, cine sunt Duduieni? Nu știu, nu știu, domne, ia la chemă. Eu ce fac? Eu stau aici, ce drept? Bine, șefule, bine, hai, controlează-mă, să vezi că n-am nimic, nici o mașină, nici nicăieri. Domne, spune. Știi care-i faza? Știi ce fac eu cu oamenii care știu prea multe? Unde îi spune? Ce? Știi ce fac? Nu știu. Dar mai în față nu are rost să vezi chestia asta. Când l-am înjurat, nu i-am făcut nimic, ca să zici. Pune pistolul la cap. Bine. A, genul ăla. Da. Îl arunci spre mine. Am făcut și acum, mă. Ridică-te, mă. Ai sus? Asta fac eu cu oamenii care știu prea multe. Băi, șeful, lasă-mă în pace, că nu am făcut nimic. Acum asta m-a rămas și eu prins, m-am conformat. Știu prea multe pentru că am băieți care îi pus informat de la ei. Nu mă interesează, ia-l cu pistolul. Bursucule! Stai, stai, stai. Băi, ce fac ăștia vă vede să moară, tanța, că nimic n-am făcut iară. Cine-i bursucul? Uite la din față, rupărul albastru ăsta. Cine-i bursucul? Aici s-au tras ei mai încolo, mă. Stai că dau mai în față. Stai, două secunde. Băi, pleacă de aici. Plecăm? Nu, că să acum pe... Hai de pula mea, zi, te rog, că nu i-am făcut problemele ăsta. Ce șeful îmi spune? Să vezi ce le dau și la asta de coordonare pe Discord. Poziții? Da. Pleacă băiatul ăsta de aici, plecați. 3. Hai, poziții. Gata, l-am prins? Da. 1. Lasă, l-am prins eu. Uite, îi dă un briceag la lui, după aia mai dă și la lui încă 1. Și pe aia mi-l omoră și pe ăsta. Nu, că fac ticket de sap. Are rost? Păi da, dar ideea e că... De, cred că Bursuc i-a pus să vă omoare. Vrei să-i chem aici să vedem. Bursuc. Ba dacă l-a chemat... Hai bă băi, să-l chem. A, uite că au venit. L-a chemat, l-a chemat pe el. Salut! Pe Dumnezeu știu de Dumnezeu. Hai pe suport, băi. Da, ce vreau să zic. Știe informații despre mafia ta, gen. Și eu a trebuit să scot toate informațiile astea de la un civil, pentru că știa informații despre mafie și astea. Și aveți filmare... Veri etichet, pleacă, te rog, plecați că etichet. Și au venit de vreo 4 ori să-i omorâm. Deci nu e nici n-a venit să-i omorâm, a venit să stau în zona asta că aveam puțină treabă și tu mă omori de 4 ori. Măi, ce m-am... I-am zis de 2 ori că nu te cunosc. Bro, și tu n-ai voie să te întorci. Te-am omorât odată. Am voie să mă întorc, dar n-am voie să fac roleplay cu tine jumătate de oră. Învață regulamentul. Ok, cum eu nu te-am omorât a 4-a oară, deci n-am treabă cu roleplay-ul vostru, mie așa mi s-a spus. Tu cum ai murit acum? Te-am zis să ies de pe stație. Bun. S-a dus mama aici. Așa, salut, Duduia, nu? Salut, salut. Îți aduc la... Îți arăt filmarea acum. Cum acești băieți. Da, Bursuc te-a pus să-i omori? Eu am vorbit cu Bursuc. Așa. I-am spus la Bursuc. Bă, Bursuc, vezi că băieții ăștia știu informații despre mafia voastră și așa? Și mi-a zis, eu i-am zis, bă, vezi, le fac felul, da? Și ei au spus că da. Înțeles. Gen, din moment ce noi suntem organizație, trebuie să scoatem orice informații de la civile. Adică, Bursuc, chiar dacă se cunoaște cu ei și așa, el știa, în general,
tot despre mafia duduienii, înțelegi? Și noi trebuie să stăm de la civil. Scuze-mă că te întrerup. Înfrunește mai puțin, te rog frumos. Crește o fracțiune despre mafia duduienii de la un băiat care era în duduieni și mi-a zis înainte să iasă din mafie. Bun, băiatul ăla e mafie. Da, dar nu știu de la Bursuc. Nu ți-am zis că știu de la Bursuc. Tu mi-ai zis numele Bursuc? Nu știu, eu... A, ți-am zis numele Bursuc, da, așa l-am trecut în telefon. Arată filmarea. Și gata. Arată filmarea, te rog frumos. Motivul roleplay există oricum, că l-ați omorât, că ați dat duduieni. În fine, dar vreau să văd ce ți-ai zis Bursuc acolo, că n-ai tras chestii de gen. Desigur. Video, ultima. Te pup! Te pup, Sandu. Să trăiască doi ani. Te pup. Mersi frumos, bucur. Te cadou. Băi, vezi că nu se vede, vezi că nu se vede filmare. De ce? Se vede, ai dat la altceva. Hai, se vede doar ăsta. Acum îți dau și pe filmare. Nu-i problema, nu-i problema, dar război. Media player, poftim. Așa, Bursan. Poftim, Duduianu. Hai, dă-i. Tu îi lași pe ăștia să știi informații confidențiale despre mafia voastră, sindicat și etc. Adică? Păi știu prea multe informații. Ce informații știu? Știu despre mafia. Te s-au dus dire să zic, eu știu pe... Păi nu am prea mare, nu văd, motivul roleplay e, că de ce băi, voi doi stați acolo. Bă, n-ai voie tu să te duci să zici, bă, mașină, voi doi. Eu știu pe cutare. Alo, la mașină. Că, băi, băga! Că poate e de la poliție, poate e de la... El știe. Tu te duci cine acolo, mai știe ce? Băi, pleacă-mă de aici! Eu le fac felul, le iau gopurile. Salut, Robert. Hai, salut. Ai văzut? Nu știu, Wicked. Deci... De unde zici tu că știu de sindicat și de mizerii de genul? Bro, bro. Ai... Bro. Vedeți că mă cunosc cu Bursuc din Duduieni. Da. Un civil n-are voie să știe. Un civil n-are voie să știe asta. Se alegi? Și eu trebuie să iau informația asta de la tine. Da, mă, e ok. Domnule. Asta e ce cu sindicat, ce amintit el acolo, habar n-am, dar motivul roleplay l-a avut. Că voi v-ați dus, că nu aveți voie să vă duceți să ziceți, bă, eu știu pe ăla, eu știu pe ăla, așa păi că... Păi dacă eram cu el, omorți mi acolo. Păi eu te cred, dar dacă el n-a zis nimic, că e vina și lui Bursu, că dacă era tot varșul vostru, trebuia să că da, bă, știu, lăsați-l, că era uite, din Duduieni și putea. Zis, dar el v-a lăsat în pace și a zis că nu-l interesează. Poftim filmarea, să nu zici că nimic. Ai auzit? Da, asta am auzit, am văzut filmarea din perspectiva lui. Vreau să știu ce ți-a zis Bursu, că pe asta așteptam, să văd dacă v-a luat apărare sau ceva, dar nu v-a luat apărarea, nu v-a luat nimic. Bun, deci... asta a fost intenția mea, nu să fac redeme sau... Vinovat e ce e Bursuc acolo, că dacă chiar vă cum știa și așa, trebuia să vă ia apărare. Salut, Dariu, bine ai venit pe live. Deci, stichet încheiat, băieți. Pa, pa. Salut, live, vă pup! Domnește. De ce mă se lase de live-uri? A zis și el la supărare, mă. Gata. Salut, Andrei. M-auzi? Da. Poți să-i dai și tu de vela autobuzul ăla, că nu-i al meu, a fost la unui coleg și la ăsta. Gata. Mersi mult. Te pup, salut. De ce te cheamă Alexia? Păi joc, a fost Alexia la... A fost Alexia la calculator. Bă, dar ce sunt mașinile astea așa multe pe aici? Ați înțeles? A fost Alexia și n-am uitat să schimb numele. Bă, dar stai mă că să-mi schimb numele, dracu. Poate lumea crede că e Alexia și nu vine să dea like, că trebuie să fac like-uri.
Da, stai că sunt pe mut, eram pe mut, gata. Sunt în creștere, mă, dar asta mână mult. Și a resetat OBS-ul ăla. E imposibil să nu dai, bă, ți arăt eu că avem serverul de aproape 2 ani și n-am dat wipe deloc. Dacă știi ce update-uri să bazi, să golești serverul de bani și așa mai departe, să lucrezi la economie la câteva luni, că noi de-abia am schimbat job-urile acum cu alți bani, cu așa mai departe. Mersi, Ștefan. Pireal, dracu, vrei donație? Da, frate, vreau donație. Ăsta-i visul meu, să fac donații pe TikTok. Săptămâna asta o să fie un update, săptămâna viitoare altul. Nu știu, Radule, habar n-am, sincer, nu știu. Alt, așa, da, n-a donat. Te pup, ce să mai zic, mi-ai dat? Ce drept? Bă, ăla s-a spawnat în fața mea sau mi s-a încărcat mie mai greu? Câte de urs la momentul actual? 40.000. 40 și ceva de mii. Chec mănânc. Nu pot să te scot gelul. Salut, auzi, Dudu? Da. Dacă i-am vândut lui unul un DB. Așa. Și mi-a dat 300 de mii pe el. Are voie după să ia DB-ul și să mă jifuiască? Păi nu scrie nimic în regulament, nu. Da, are voie. Are voie, da. Alo. Sunt și live. N-avea gloanțe acum că mă gândesc, nici n-avea gloanțe, și nemu, m-am speriat de DB-ul fără gloanțe. Sunt și live și acum toată lumea s-o să facă, o să vândă arme și după aia o să vă jefuiască. Bine-s. Mamă. Păi nu mai vând, gata. Fale. Să stăiască familia, dude. Ce să fac, băi? Eu le-am luat coaie, ce panarame sunteți coaie. Da, e bun și cozonacul așa nefăcut. E mai moale, e mai... E altceva. În modul de grafică, ceva custom, bro. Și nu pot să-l dau, că e de la cineva care face resell. Și le vinde cu bani, iar l-am primit gratis, că sunt YouTuber și așa mă duc. Ok, te auzi că o zonă ce am avut durere, că mai face numai cu nucă și cu rahat, știi ce zic? Bă, mie nu-mi place cu nucă. E de la Neymar modul. Recomand ceva mod de grafică cunoscut? Nu mă pricep, Ștefan. Pentru match tot de 150 de ore, nu a fost niciodată 150-100 e. N-a venit tricou. Că nici mie, eu mi-am comandat niște chestii de pe alt site, nu știu ce se întâmplă, a fost Paștele, cred. Și de asta se mișcă greu lucrurile. Că mi-am comandat luni ceva și nici acum nu mi-a venit. Și de obicei, miercuri am venit. Am învățat-o cu Nutella și cu Milka albă, ciocolată tăiată, cu cuțitul, mă rog. Mama, așa da. Borsec primarul? Nu știu cine e, bro, Borsec primarul. Nu știu cine e Borsec primar. E mare regele, se joacă proporție, da, se joacă și la noi, se joacă peste. Ați deschis, mă, covrigăria? N-am deschis-o, m-am retras, nu era o afacere profitabilă. Salut, spune. Pot să jefuiesc Călin Rotaru, mersi frumos de parul. Setup-urile la alți mafioși gen? Da. Ok, mersi, spor. Am vorbit, Alex. Dar să-ți asumi că dacă te prinde sindicatul sau mafii de 3 ore, ți-e CK. CK, o iei de la zero. Ah, am crezut că bani. Nu, CK. Ok, mersi, spor. Ce faci, domnule? Ia fi atent, tăticul, că vreau și eu ganșopul de palul sau sindic, că nu e nimeni.
Mă, nu-l are nimeni. Am vorbit și vin cu el, da? Da, vin, da. Am vorbit cu el. Ne facem viața prin Belgia, pe acolo. Facem belele. Pur și un bancomat. Păi asta zice Pic, că m-am luat și de la Neymar care e pe risele, nu știu ce. 15 euro, Adi. Toc. Cu ce te ocupi? Doar 5M. Da, mergem în Amsterdam. Nu mă mai ocup cu nimic. Sunt liber profesionist. Cum ar zice unii. Nu dau nume 20. Vând droguri. Salut, cereale. O să dă like-uri, gata, m-a plecat bonusul. Ui, dacă voi dați... Da, Cipi, și... Și în cât timp murim așa după tine? După cât timp murim? Ca idee. 10-4 la 10-20 cu el. Ce PC ai? 30-60, 10400F și 30 de RAM. Dacă ajungi până acolo e bine, Cipi. Ajunge, mă. De la un băiat Neymar Cristianță. Tu când se bagă stocuri, se bagă odată la 3 septembrie. De unde cumperi host? De la Huawei. Când începe roleplay-ul, da, nu știu dacă facem neapărat roleplay, dar am pus în titlu așa. Dar spune. Că nu prea am chef de roleplay. Am băgat sub apă și m-am trezit sub apă și nu mai puteam să ies. Și am murit. A, da, și auzi, am și o întrebare. Dacă nu ești într-o familie, de într-o mafie, poți să faci arme? Nu. Nu poți? Nu. N-ai cum, poți să le, decât să le cumperi, da. Aha. Și ca traficant de arme, nici dacă ești traficant de arme, nu? Nu, nu. Aș pară de tot. Te pup, salut! Pa, pa! S-a dus! Da, Albert! Poți să ți-l dau. Și când dai pe el, nu pot să zic prețul, dar că... Puteți să intrați la el pe site. Ia să ne plimbăm și noi cu ceva. Ce mașini mai avem și noi pe aici? Hai să ne alegăm un pic cu poliția, vreți? Hai să ne adăgăm un pic cu poțul ăsta să-i facem full-ul la mașină. Mamă! Nu dă Neymar, ziceam, de unde avem noi dedicat. Hai să ne adăgăm un pic cu poliția. Dar stai să bag benzină. Vin șopo, nu bro, nu. Nu veniți după mine. Ce BMW M5... M5... Liberty... Nu Liberty, mă. Cum dracu zic? CS, mă. M5 CS. CS. M5 CS. Dacă îți vede puțin outfit-ul, cred că te și las.
Păi nu, că nu mă vede. Ceau, Davide, ia zi, ce faci? Ești bine, sănătos? Și la pungă gros? Hai să mă opresc când trebuie să le... Salut, Luca! Bine, bă, custom, ceva de shade. Îți dai bani din ghimani? Nu-mi dau bani din ghimani. Dacă ai sta... Nu, ai sta pe live-urile mele, la început să vezi că eu, ca fondator, am luat-o de la zero. De la zero bani și tot ce am în garaj și așa, sunt făcuți din roleplay-uri. Let's go, dom... Urmări... Băgați și voi un sunet custom pe CS. Și nu e? Sebi, mersi frumos de... Follow. Acum am trezit calule. Te-ai trezit, bă, dar mult dorm, grasule. Mateo, mersi frumos de acolo. Mult dorm, grasule. Ce-ți mai place, viața, grasule? Salut, sunt Lupu, de ce am bani pe Discord? Păi eu știu, bro, ce ai făcut? Tot, mersi frumos de tap-tap. Da și voi tap-tapuri acolo să... Ține mai puternic ai merge pe CS. Dacă asta s-a vrut, că ține 23 am, bro. Pentru tine a fost, ai că a fost mai ușor. Edi, mersi frumos de follow, vă pup toți. Ești live și pe YouTube? Da, pe făcăran, tot așa sunt, hei, România Roleplay. Păi da, dar nu contează, ce? Dacă ai făcut ceva pe Discord, ții bani doar pe Discord, nu ții și pe joc. A, da, mă duce și capul, îți dai seama. Dar eu pe toate serverele am făcut bani. Salut, Notrex. Mulțumesc frumos de follow, vă pup pe toți. Când erai Samsar de Marcin, v-a plăcut, nu? Unde e mă poliția să mă alerg cu ei un pic? Mai și cineva că sunt urât, dar eu am spus că nu poți. Nu contează frumusețea ce eu făceam troll înainte. Hai voi, Andrei, Alex. Mamă! M-a rupt. Voi nu auziți melodia de la donație, nu? Lasă cu audio. Vă aud eu melodia. Vă pup pe toți. Nu se aude? Da, știu că nu se aude melodia. Nu știu ce dracu am făcut. Habar n-am cât are dedicatul, ce specificație are. 64 RAM, habar n-am. Bine, Albert. Când să vin și în Italia? Dacă dau drumul direct, 50 de euro la tine în buzunar. Te pup, Andrei. Ăștia de pe YouTube nu aud Sebi și cu Fufucran. Bă, ăștia de pe TikTok. Oamenii de pe TikTok aud donația de pe YouTube. Și ăștia de pe YouTube nu aud donația de pe YouTube. Cum vine asta? Cum vine asta, chat? Trei, Alex, mersi frumos de follow. Vrei să o dăm cu metre? Dă-i tot, hai. Crezi că te iei cu mine? Crezi, hai. Să moară băiatul lui Cristi dacă poți să mă faci. Să moară, dă-l în pula mea. 3, 2, 1 și... Moară băiatul lui Cristi dacă poate să mă facă. Lejer, lejer. Mamă! Care este serverul link? Hey, România Trinity. A venit! Mamă, m-ați aruncat în aer și pe YouTube. Și pe YouTube și pe TikTok. Băi, vă pupă toți, mă. Bă, cu ai pe tata, cheamă Cristi, gata, bă.
Zboară milioanele. Te pup, Samira, mersi mult de tot, băi, vă pup, bă. Îmi poate da cineva link-ul sau IP-ul? Caută pe 5M, Haze România, bro. Trinity. Sau caută discord.gg, Haze Rob. Ce componente ai pe PC și cât ai dat pentru el? 3060, 5400 și 32 RAM. Vreo 60 ceva de milioane. Cam pe acolo a fost toată șmecheria. Că prima oară l-am luat cu 16 RAM și pe aia mai făcut upgrade, mi-am luat 32. Într-un contract. Băi, vă pup pe toți, băi, și vă respect, băi. Du-te, du-te și tu la IT pe bumac, că să-ți bate jos, că ești încurcat, le zici că am fost la vânătoare. Stai cu minte, te pup, Jaina. Da și voi, băi, like-uri, like-uri, like-uri. E important, și pe TikTok, tap-tap-uri. Să facem o brigadă de asta unită și pe TikTok și pe YouTube. Să am 100 pe YouTube și 100 pe TikTok. Băi, vă mulțumesc mult de cadouri. Bine, Albert. N-am comenzi, n-am comenzi de PC. Și în față YouTube, față de TikTok. Sebi, nu știu la 35 de milioane ce poți să ții. Cred că poți să ții un Ryzen, că e mai ieftin. Cu... nu știu, cu 1660, super. Și cu 16 RAM. Cred că cam pe acolo te învărți. Cam pe acolo te învărți. 1660, super, cu Ryzen 5. Cam pe acolo ești, cam pe acolo ești. Garda? Unde-i garda, mă, băga mea așa? Eu am uitat de garda. Haide, mă, s-o dăm cu ei, s-o dăm cu ei, dacă iau tupeu. Ne-a rupt, Albert. Seara. S-am prezentat și mie, vă rog frumos. Arată legitimația. Actele dumneavoastră, că ce am creat. Ce se întâmplă dacă donezi 10 euro? Te pup, Albert. Respect, Mateu. Respect mult. Sau poți să primești diamante pe joc dacă ești pe server la noi. Ăștia cred că eu sunt de la poliție, mă. Vezi dacă nu bagi răcere pe apă cu tucul, dar le apușcă procesorul în sus pe AMD. Nu e, mă, Ryzen 5 ăla ieftin, nu e. Da, Sebi. Salut, dar ce să fac? Uite, mă joc. Ce număr de matriculare are? Mata, o să mă uit după live. Nu se ia după mine poliția. Dar tot a continuat acolo. Mașina ta. Am venit doar să plătesc niște... să o repar, de fapt, și să plătesc niște facturi. Doamna, vă rog frumos, arată și mie un poliție, vă rog frumos. Doamna! Doamna! Aveți vreo problemă? Cu doamna! Zi. Haideți, vă rog frumos, să vă continuați drumul, ca să nu aveți o problemă cu noi. Ce problemă să am cu tine? Doamne, vă rog frumos. Haide, pardon! Imediat îți dau... puțin mecanic, puțin Benny. Da? Așa am primit-o, nu știu. Da? De la cine am primit? A dat țepe, să moară! Să moară, băiete, lucrești! Așa ne-a dat-o. Domnule, nu înțelegeți să vă continuați drumul. Mamă, e plin golul ăla. Da, nu!
E roșcata, da. Bă, am ceva pe mine? N-am nimic. De droguri am? N-am. Nu știu, Dobre. Facem și noi ceva, ce să facem? Domnul îmi pare rău. O hătă-l pe Dumnezeu. Să trimiți! Auzi, eu vină coace. Ce s-a întâmplat, domne? Ia spune, care ți-e problema? Adică cum? Adică ce problemă să am eu? Adică opriți în mijlocul drumului, domnule, blocați circulația, ce faceți? Adică cum blochez eu circulația? Domnule, aveți, înțeleg, dar nu stați în mijlocul drumului. Domnule, îmi place mascota dumneavoastră, domnule. Luați-l, luați-l, că are pistoale pe el. Să mor, să mor, domnul polițist. Are să moară băiatul lui Cristi, dar n-are mare pistol. A zis urâdă poliție, domnul, a zis urâdă. Da, domnul. A zis că își bagă... Nu, nu pot să zic ce a zis. A zis că își bagă... Nu pot să zic, nu pot să zic. Să trăiți! Ce dracu s-a întâmplat, mă? Îmi pică mie netul? Îmi pică netul, bă. A picat live-ul, mă? A, gata, și-a revenit. Și-a revenit? Ce s-a întâmplat aici? Doamne! Mă durea puțin gâtul și pe domnului aici. Că-și bagă... Nu pot să zic cum, am zis. Așa a zis. Mă poți instrui puțin ce ar putea face în situația asta? Eu să vă spun sincer că nu am făcut... acest lucru și e 500 că nu de eu diamante, i-am bumbu. Pus neoane la mașina asta și că nu eu i-am pus ce are ea pe ea. Folie neagră. Așa am primit-o. Nu. Ok. Aceste mențiuni vă rog frumos să vă duceți în secția de poliție să așteptați un grad. Nu prea vrea, dar din buci. Domnul! A zis ăsta, hai bagă! Sunt aici în Mario! Vino cu, stai cu fața la perete. Fața la perete, am zis. Să rămânășițele! Ce-ați pățit, domnule? Ce-ați pățit? Te-am pățit, n-am pățit nimic! Ce ți-a pățesc? Ce țipați așa? Ce țipați așa? Da, vi se pare că țipă și în vocea mea! O fi nervos! Da, țipați! Țipați foarte tare! Nu țip! Nu țip! Chiar țipați! Așa e vocea mea, nu țip! De ce stai cu masca aici? Ce vi s-a întâmplat? Mi s-a întâmplat că trăiesc o traumă! Am o boală de viața mea! Adică, ce traumă? Adică, cum să spun eu, sunt... eu am o supărare în inimă, direct în inimă e supărarea mea. Dacă vreți să vă dau COVID, luați. Puteți să-mi povestiți? Dacă n-ai treabă de aici, eu... Aole... Nu vreți să te iau la pumba, gameși? Ușor, gata, că l-am dat cu capul de banc. De mașină norocului. Vă rog frumos să vă duceți fiecare în treaba lui, nu vă mai stați aici, staționați degeaba. Ați auzit? Păi spuneam că aveam o supărare mare în inimă, este direct. Este zonă publică, dar doar pentru cei ce au treabă la poliție. Stai și noi la povești. Stați, vă rog frumos, într-un parc, România, la un ceai, la o cafea. Da, cum ați că avea ceva pe el? Vă rog frumos, că uite, se adună toată lumea aici și se face haos. Sper să mă înțelegeți, vă rog frumos. Stai tu cu minte, tu n-auzi? Stai bă cu minte, bate. Ai treabă pe aici? Nu, stau la o bârfă aici. La o bârfă? Vedeți ce faceți? Aha. Of. Of, doamne. Of. Hai după colț. Greutățile astea. A plecat. Să trăiți, domnul polițist. Pula mea zbelit. Ha. A, nu. La tine. La mașina mea vreau eu. Mă, dar nu dau de poliție, mă, să fac caterincă. Edi, mersi frumos de follow. Bă, dar prind astea, samba... Nu la manier. Ce panaram a fost? Dă-i du-le mașina să mă joc și eu la roleplay cu ea. Stai așa, mă. Ce idee aveai, Albert? O să mă ieși și pe mine? N-am cum să te iau, bro. O să... Bă, facem și noi 150 de like-uri.
locuitoare. Dacă de veche e, crede-mă că nu prea mai merge ea cum trebuie. Ce server e Hez România, bro? Illusion atacă. Facem, facem, dați bă like, adora, nu e, nobody, mersi frumos după ala. Mam, fugi după el, cheamă poliția. Givec 2533 8 Jescu, gata Barusan. Mateo Lazaroi, mersi frumos de tap-tap, dați și voi tap-tap-uri, fraților. Nu e frate, nu facem like-uri și vedeți că la 10 închid live-ul, adică nu mai stau așa mult. Și e păcat de la Dumnezeu să nu faceți noi câteva like-uri așa. Nu multe, câteva. Eu sunt Donuț de pe Illusion și ți-am dat down la server, ce o să-mi faci? Bravo frate, ești băiat. Ești live doar pe TikTok? Nu, sunt și pe YouTube. Să treci domn pulții și pula-mi pe belții. Ce mod de grafic ai? Ceva custom, bro. Există comanda să nu-ți mai apară chat-ul? Da. Capa? Toc? Toc chat. Ia uite-l mă, băga mea și pula mea de pulți. Uite-te și tu, fai. Stai să vezi ce mă încerc cu ăștia. Aruncați cu apă pe mine! Domnul, sunteți ok? Domnule, așa se merge, domnule! Ochișorii mei n-au văzut tacerea. Ochișorii, uitați ce mi-ați făcut la mașină, domnul polițist! Stați că vă dau asigurarea, veniți încoa. Păi da, eu de asigurare am nevoie! Păi da, cu ce veți să vă ajut? Am 13.000 crix. Nu are nicio treabă. E de la tine. Păi, poate domnul e pe moarte. Mamă, nu mi-am luat picioarele, să moară băiatul. Să moară ăsta, dar nu. Ce ocule, băi? Să moară ăsta, dar nu mi-am luat picioarele. Băi, băi, morsule. Da-și de te dreacu că te iau la bătaie. Ușor. Ai ia, mă, de față cu domnul polițist. Poate vrei să-ți dau un conchit, apai. Dă-mi, dă-mi. Alo, bună seara. Care zici că mai ai de barbă? Pot, lângă secția de poliție. Păi, ești cocojo, vezi ce urtești. Mă, dă-te în pula mea de aici. Bă, nu dau în tine, dă-te. Bărbosule, te-au de bărbă și dau cu tine de bărbă. Păi depinde ce buget ai, Raj. Ai doar setup sau un singur PC, bro. Cine? Cine va? Ăsta cu păroșul. N-am dat! Să moară ăsta dacă i-am dat! Să trăi, domnul! Auzi, de ce ai mască? Și te deranjează pe tine că ai mască? Are mască, luați-l! Păi mă, cam deranjează un pic. Luați-l! Are arme, m-a jefuit! Luați-l să moară el! Cine n-are treaba aici să elibereze zona? Cine n-are treaba aici? Aul! Domnul, ușor, calmați-vă! Din greșeală, domne! Domn, poliție și mie mi-a dat, nu doar din greșeală. Din greșeală! Eliberați zona de aici, eliberați-vă, n-are treaba aici, eliberați zona. Da, dar să-i faceți ceva, că de față cu domnul voastră, Andrei Severe. Morim. Doriți să vă duceți la spital? Nu, domnule, că opa, sunt bine, dar polițistul ăsta eu vreau să dau o judecată. N-am vrut. Cel mai bine vă ducem la spital ca să facem un control la picior. Nu, domnule, că sunt bine. Lasă-o dracului de treabă, mă, frate, mă. Că n-a intrat așa tare, dar eu vreau să-l dau o judecată pe ăsta. Care ești? Ia, legitimează-te. Nu vrea să-i acordăm primul ajutor sau ceva. Agent Andrew Alpha. Așa, gata. Vezi că ne vedem la judecată. Ca să știi cum stăm. Ați auzit? Dar mâine să-ți iau eu, că nu mai lucrez în poliție. Andrew Alpha, hai să vezi tu. Belea pe capul tău. Scurt accident, dar nu. Scurt accident, în judecată te dau. Un mod de grafică care se ducă pe PC, nu știu, bro. Hai să moară băiatul lui Cristi. Să trăiți, să română! Oh, doodles! Da, mă gândeam eu, problema asta o am și eu pe live-urile mele, am și de pe SIDAC. Domnul polițist! Domnii polițiști! Dani! Să trăiți! Să trăiți! Vreau și un grad mare!
Doriți să vorbesc cu un grad mare? Da, vreau să dau un judecată pe un coleg de-al vostru. Cu ce motiv? A pus în serviciu, a intrat în mașina mea, a făcut accident, a trecut pe roșu. Fără să aibă luminile. Cum arată domnul? Veniți după mine. Andrew Alpha! Te cheamă? Andrew Alpha, mi-a arătat legitimația. O să preau eu reclamația. Veniți după mine, vă rog. Sigur, domnule. O să iau să fac o percheție, scurte să-mi arătați un buletin înainte să intrați în secție. Domnule, n-am buletin la mine. Atunci este ok. Dar vă spun la CNP-ul 563 BMI. Și vedeți că am doar un pumnal la mine. Aveți... Un pumnal. Aveți permis portarmă? N-am. Bat șnițele, puteți să luați. Aoleu, plânge sărăși. Vă rog, părăsiți zona. Aveți aici? Părăsiți zona, vă rog frumos. Dacă nu aveți treabă, vă rog frumos, dar pără că aici nu aveți voie. Părăsește-mă zona, dă-te bilele mele. Dacă se poate să... Mamă, ne-a aruncat în aer, Andreea. Dacă se poate. Eu dau. Vă dau să moară eu. Uitați, domn. Mulțumesc, veniți după mine, vă rog. Haideți. La 150 lei mai dăm bonus, dacă mai apucăm până la 10. Pe scurt, reclamația dumneavoastră asupra unui grad din departamentul nostru este că dânsul a trecut pe roșu și face abuz de funcție. Păi a intrat în mine, mi-a rupt mașina. Dacă vreți, o vedeți în fața secției. E ruptă, e îndoită toată. Ok. Luați-o la părăt frumos. Sigur. Aveți filmare GoPro cu tot incidentul? Am pe mașină, am cameră pe mașină. Luați această tabletă, vă rog frumos, și o să ne conectăm pe site-ul guvernamental general 1. Gata, așa facem. Bă, ăștia mă pun să mă conectez pe general 1, bă, mă, cavaș. Gata, domne, m-am conectat. Acum ne conectăm și noi imediat. Da, așa vor pe generalul, nu poate intră toată lumea. Bă, să nu intrați pe general. Vă dau bani. Vă dau bani. Să trăiți! Dacă se poate să-mi arătați o filmare GoPro, vă rog. Gata, domnule, vă arăt un filmare GoPro. Să nu vă arăt eu... Ia să-mi spuneți, vedeți? Două secunde, se vede, da. Deci să vedeți, eu stăteam la roșu. Ok. Stai, unde? Aici! Vedeți, e roșu, da? Da, se vede. Mamă! M-a intrat merge în... cu o viteză neregulamentară, condus agresiv. Am ceva custom, am ceva custom. Se poate și să auzim cum vorbește agentul? Ochișorii mei n-au văzut tace. A, gata, se aude. Ochișorii, uitați ce mi-ați făcut la mașină, domnul polițist. Stați că vă dau asigurarea, veniți încoa. Păi da, eu de asigurare am nevoie. Păi da, cu ce veți să vă ajut? Am 13.000 crix. Nu are nicio treabă. E de la tine. Păi, poate domnul e pe mort. Măi, mă, lumea, am rog picioarele să moară băiatul. Să moară asta, dar nu. Ce e ocule, băi? Să moară asta, dar nu mi-a rupt picioarele. Păi bă, morsule. Dași de te dreacu că te iau la bătaie. Ușor, aia, mă, de față. Ok, dacă puteți să puneți pauză. Și dumneavoastră acum ați greșit, deoarece ați făcut niște amenințări cu moartea acum? N-am făcut, domne, cu moartea. I-am zis doar că îl articulez un pic, dar nu l-am articulat. Și amenințările se sancționează, domnule. Nu, domnule, într-adevăr și colegul meu a greșit, pentru că mergea neregulamentar. Păi da, și eu vreau să plătească. Să plătesc eu, dar să plătească și el. Că... Dânsul și-a primit amendă pentru... Nu. Ce amendă dânsul să plătească? Dânsul v-a oferit asigurarea? Nu! Și derulați filmarea. Poate vreți să-ți dau un conchit, apai. Da, 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 da. Alo, bună seara. Stai, bă, dă-te dreacu, farul pe. Mă, dă-te în pula mea de aici. Asta e așa. Nu e trebuie să vedeți partea asta. Asta...
Aici situația a degenerat puțin cam rapid. Din cauza polițistului, pentru că nu ne asculta, nu ne interesa. Uitați! Ok. Dacă se poate să dați puțin skip sau puteți să puneți pe viteză puțin mai mare. Aici s-a legitimat. Agent Andrew Alpha, ok, continuați. Și gata, el s-a dus și a văzut de treabă. Nu știu, bro. Și am venit să fac reclamații. Ok. Aici e vina colegului meu. Nu vă ofer nicio asigurare, am merge așa agresiv, fără niciun motiv. Asta spun. Ok. Cam asta a fost. Cam atâta. O să mă deconectez de pe site-ul guvernamental. Sigur. Stați așa chat că a dispărut live. Pe site-ul guvernamental. Săracul polițist. Stați așa chat că... Stați așa să moară. Te pup, băi, la mulți ani și ție, Paște fericit. Gata! Dar spuneți CNP-ul dumneavoastră din buletin. 563 BMI! 563 BMI. Andy Andrei, mersi frumos de follow. Domnul Duduianu Robert. Perfect, eu sunt. Reclamația dumneavoastră a fost notată, o să-l chem acum pe domnul care v-a produs accident. Vreau să merg la judecătorie. Numai puțin, domnule, am primit un apel aici. Eu l-am făcut, domne. A, dar nu știu exact cine a făcut apelul, permiteți-vă să mă prezint. A, numele meu e Sandor Milungi și sunt avocat aici. Am primit un apel, nu știu exact de la cine a fost. De la mine, de la mine. Duceți-vă la celule, că poate acolo e vreun... Nu, e de la mine, eu! Nu am fost, am fost și eu jos, domnule. Domnul Robert, să vă spun care este problema. Așa, spuneți. Un avocat nu este... necesitat aici, deoarece aici este o reclamație, nu este... Nu, eu vreau să dau în judecată, domnule, eu vreau să dau în judecată! Îl dați în judecată pentru că nu v-a dat asigurare și abuz în funcție? Da! Ok. Eu vreau să merg în instanță cu el! Ok, două secunde să-l chem pe colegul jos. Te pupu, Vlăduț! Păi ce mamă al dracului? Vă înțeleg, domnule, super. La judecătorie. 418 pe stație? Nu, domnule, eu vreau să merg până se ajunge la pușcărie. Aude. Două secunde. Da, eu plătesc avocații tot să... 418 ești aici? Săracu. Alfa, ești aici, da sau nu? Vino, te rog frumos la... Hai că l-aduc eu. Adul, te rog frumos pe noi. Domnul la care ai făcut accidentul depune reclamație împotriva ta. Ok. Dacă poți aici să vii să dai și o explicație, te rog. Da. Bună ziua. Să trăiți, domnul! Mă ocup eu, este ok. Nu este nevoie, nu este nevoie. Stați-ți de postație că e gălăgie. Rămâne fără muncă. N-au măcar nu-l de afară. Am luat eu de mult, este ok. Crede-mă, este ok. Ce să fac eu, Mateu? Te rog cum o să-mi explici... De ce ai făcut, de ce ai mers cu o viteză nereglementară, condus agresiv, fără niciun motiv? Salut, Simeon, te pup. Și nu i-ai oferit asigurarea domnului? Păi i-am spus să-i ofer asigurarea, i-am spus că nu vrea, că nu are nevoie de asigurare. Păi da, pentru că vreau să te dau un judecat. Ce să fac cu asigurarea? Păi domnul Robert, compania de asigurare... Mi-a pus viața în pericol! Răspundeți la întrebare, răspundeți la întrebare, mi-a pus viața în pericol, puteam să mor? Da! Într-adevăr. Asigurarea nu mai intră, în judecată, tată! Da, domnule politic, voi sunteți aici să asigurați pacea și liniștea, ce văd eu în momentul de față nu afirmă deloc aceste două lucruri. Mamă, mă doare gâtul când vorbesc așa. Generalizați problema, dacă se poate. Dacă un coleg de-a meu a produs acest incident, asta nu înseamnă că toată poliția a produs acest incident. Mă doare gâtul. Domnule, dar te să beau 3 litri de apă când fac așa, rog. Faptul că dumneavoastră trebuie să pregătiți agenții care vin aici și lucrează pentru dumneavoastră. Într-adevăr, domnul meu, dar fiecare om are niște probleme și... Mâine TikTok-ul judecată, da, Simeon. Știți cum se zice din greșele învățăm? Eu nu mai dau like. Păi da, ce, domnule, să, eu nu cu ce să te ajungi, Mateu? În cazul acesta, după fazele pe care le-am auzit și despre ce s-a vorbit aici, domnul este în greșeală și domnul Robert, dacă nu mă înșel, are tot dreptul să dea în judecată. Într-adevăr. Pentru vătămare corporală, abuz în funcție... Să-i dai bani? Cum să-i dau bani? Enumerăm sancțiuni
până mâine. Dumneavoastră a fost percheziționat? Da, domnule, am fost percheziționat. Dacă vreți, mă mai percheziționați odată. Este ok. Nu, am întrebat ca să știm și noi. Ok. Dacă se poate să discut între 6 cu domnul Robert, domnul Alfa și eu. Să spun partea mea. Eu înțeleg, domnule, dar atât timp cât eu îl prezint pe, eu reprezint pe domnul Robert, eu are dreptul la tot avocat și păi, trebuie să iau și o parte la această convorbire. Păi dacă domnul a spus că nu a chemat niciun avocat, adică le a chemat avocat. A chemat, domnule, pe cum venea? Eu ce v-am spus? Am înțeles că n-ați chemat. Am chemat! E chemat de mine. Ieșiți-mă de afară. Poți să ne te admin la tichete, te rog? Alfa. Da, ok. Deci, domnul Robert, eu cred că situația nu trebuie să degenereze. Eu cred vreau că... să degenereze. Ascultați-mă puțin. Fiecare om mai are câte probleme. Poate domnul nu s-a simțit ok în seara aceea și... Care în seara aceea? Acum 10 minute în seara aceea? În seara aceasta, iertați-mă. Poate colegul meu nu s-a simțit bine în această seară și a vrut să meargă și el puțin mai rapid. A, și să omoare lume! Înțelegem și noi că... Păi așa, domnule, dacă numele nu se simte bine, ar trebui să... Mă scuzați. Continuați. Poate colegul meu are și el niște probleme. Dar cred că dumneavoastră sunteți ok, nu? Nu sunt ok, pentru că eu trebuie să merg la psiholog acum, că... Eu acum mi-am văzut moartea cu fața ochilor. Da, domnule, clientul meu spune aici că este traumatizat, rămâne cu PTSD toată viața lui. Joa, de ce faci, băi? Nu să conducă niciodată viața lui din cauza asta. Ar trebui măcar niște daune sau recompense să fie plătite pentru daunele pe care clientul meu le-a suportat. Doriți să dați în judecată tot departamentul sau pe domnul Alfa? Bă, domnul Alfa, ce treabă am eu cu tot departamentul? Se ajunge prea pentru de că, tot. Pentru că avocatul dumneavoastră generaliza problema. Nu, doar pe domnul... Alfa. Alfa, cum îl cheamă pe el, eu știu. Andrei Alfa. Ok. Iertați-mă puțin. 418 trece înapoi în cameră. Da și voi tap-tapuri, băi, vă iubesc. Andrei Alfa. Dacă dai și un like și pe YouTube, să dai like și pe YouTube, să te înșmei chiar. Spune el Alfa să intre înapoi în cameră, te rog frumos. Ok, perfect. Ok, domnul avocat, vă rog frumos să prezentați acuzațiile asupra colegului meu. Da, domnule, deci clientul meu aici de față are traume PTSD, pagube materiale, acestea constrând în distrugerea mașinii lui și daunele lui psihologice, pentru a care pe English, probabil așa, va trebui pe britanică. Și a un psiholog pentru a rezolva. Fac atenție că eu sunt liniu, n-am treabă. Aș avea nevoie de un rol, clientul meu să vedem dacă putem ajunge la o înțelegere și să vedem dacă putem redresa asta cu o sumă de bani. Nu vreau niciun ban, pentru că viața mea nu costă. Eu era să mor. Într-adevăr, da, și psihologul costă. Nu contează, eu am bani să plătesc astea. Dar eu îl vreau pe domnul de aici din fața mea care era să mă omoare și mi-am văzut moartea cu fața ochilor să se ducă unde merită, adică la groapă, nu, la penitenciar. Numai puțin să-i ascultăm și partea domnului polițist care a fost implicat. Să stau afară ca să discutați cu domnul. Desigur, mulțumesc. Poți să încep, da? L-am omorât. Da, stai numai puțin, pot să vă iau numele dumneavoastră, să luăm aici note. Stați să vă arăt și buletinul. Mulțumesc, domnul Andrew. Andrew, ce engleză britanic are asta? Să descrieți și dumneavoastră situația. Andrew, să-mi spuneți exact ce s-a întâmplat. Da, deci am fost cu un coleg de-al meu în patrulă și mă întorceam la secție pentru că era nevoie de mine, m-a chemat cineva. Și pe jos sunt acele limitatoare de viteză care înfurnează mașina. Și eu cred că se numește speed bump-uri, domnule. Da, speed bump-uri, am zis mai românește. Ai pe românește azi? Și am furnat și nu știu cum, eu nu mi-am dat seama că l-am atins atât de rău pe domnul. La mine s-a văzut ca doar o mică atingere foarte ușoară. Tamponare super ușoară. Asta am văzut eu. Acum ce s-a întâmplat mai departe? Ok, bine. Eu am văzut să-i ofer domnului asigurarea pentru reparația mașinii, doar că domnul a spus că nu vrea. Am chemat și un medic și după aia domnul a spus că nu mai are nevoie.
că spunea că s-a lovit la picioare și că și-a rupt picioare domnul. S-a chemat medic și după aia a spus că nu mai este nevoie. Ok, domnul. Da, eu vă înțeleg și partea dumneavoastră. Acum, atât timp cât eu îl reprezint pe clientul meu, eu nu am voie să ies din cuvântul lui și o să trebuiască să urmez exact ce vrea el să facă. Deci atât timp cât clientul meu, domnul Robert, dacă nu vrea să încheiem această dispută pe o cale amiabilă, va trebui să ne mutăm în judecată. Deci, vreau să mergem în judecătorie! Da, vreau să vină judecătorul, vreau să vină tot. Mai aș de spus o singură chestie. Desigur, desigur. Eu am și o problemă medicală micuță, se numește desincuită. Desincuită? Da. Păi și atunci plătește, ia-ți pastile, nu mă interesează, că moartea mea nu e... Doctor, era să mor, era să mor, domne, viața mea e... Mă scuzați, domnule, dar... Numai puțin, ce este această descuintă? Că eu în vocabularul meu n-am acest cuvânt, mi-ați putea descrie ce înseamnă exact această boală? Domnul Robert, vă rog frumos, trebuie să purtăm un... Este o problemă de vedere la ochi, în care se asimilează ce se întâmplă cu o mică distanță, așa ca perioadă între ele. Un mic are dinic, descuintă, de-aia ce treacului e aia? Păi domnule, dacă dumneavoastră aveți probleme din astea, cum sunteți capabil să conduceți? Cine v-a oferit permisul de conducere dacă dumneavoastră... Am niște ochelari special în mașină, doar că uneori nu... Poți face rute de handicapat, poți face ce vrei tu, dar la limita bunui simț. Păi și eu acum fac un pic de rol pe de handicapat. Un accident sau ceva de genul. Prima bine, domnule. Care l-am avut, prima. Descuinta asta, nu știu exact ce să zic, eu n-am auzit cuvântul acesta în viața mea, dar o să mă documentesc în această speță și o să văd exact ce, cu ce se mănâncă această boală. Desincuită se numește. Desincuită, da, da. Acum, domnul Robert, mai aveți ceva de zis aici? Vreți să încheiem pe cale amiabilă sau vreți să ne mutăm cu judecata? Nu, domne! Vreau în momentul de față să mergem la judecătorie și să vină judecătorul. Ce mama dracului, că mă ia nervi acum și tot cu pumnii de birou ăsta. Nu doriți gata, să facem domnul Robert, proclam, gata, domnul. Nu, no, nu, viața mea nu se plătește, eu n-am nevoie de bani, n-am nevoie de nimic. Mi-am văzut moartea cu fața ochilor când ați intrat cu 500 mine și viața mea nu e, nu se poate așa ceva. Ce mama pot să vă întreb, domnule polițist, ce viteză aveați în momentul accidentului? 300! Nu avem 300, nu avem nici măcar peste... avem sub 100 la oră. Hai că da! Lasă că și se vede pe GoPro! Și care este limita... numai puțin, domnule Robert, și care este limita legală în oraș pentru viteza maximă permisă? Stați așa să mă gândesc ca să vă zic exact. Deci, nu e, domne... Oricum, o să vă arăt eu camera de bord și o să vedeți. Că nu e. Avea 250-300. Da, și plus că în momentul accidentului viteza se adună și de la tine și de la dumneavoastră și... din cauza inerției. Limita legală în oraș este de 70 la oră. Deci... Și dumneavoastră a spus că aveați 100, deci asta înseamnă aveam, undeva la... Aveam sub 100. Sub 100, mă scuzați, am înțeles 100. Eu nu greșit. Nu știu exact cât aveam viteza, doar că eram în continuă frânare. Pe vede pe camera de bun. La momentul impactului a fost mai puțin de 70%. Nu există. Nu există, doamne, se vede pe camera. Domnul Robel susține că are un GoPro și camera de pe mașină care arată că aveați o viteză mult mai mare decât cea permisă păi în oraș. Păi m-am prins, dracu, mai aveam prima, împingea până la benzinărie. Deci, după spusele domnului, acesta a fost un accident destul de grav și acesta ar putea să-l lase cu traume peste toată viața, domnule. Deci, domnul are tot dreptul să meargă în sala de judecată dacă acesta dorește. Doresc, da, doresc! Oricum și eu am un GoPro pus aici în vestul. Și da, doresc! Doresc! Domnul Robert, vă rog frumos să vă calmați totuși, trebuie să păstrăm un limbaj adecvat și un comportament adecvat. Să moară băiatul lui Cristi, dar nu era să mor! Era să mor, l-am văzut pe cum îl cheamă pe ăla din Biblie, pe... nu știu... Pe Pavel am văzut, nu știu pe cine am văzut eu, pe cineva. Era bine, înger domnule. Meu.
Păzitor. Atunci o să dau un mesaj acum la domnul procuror sau să văd domnul judecător dacă este în oraș și vedem cum continuăm. După cu... ștălpile lui să vină repede. Acum dau un mesaj și văd dacă sunt aici, domnul. Spune că Tuduianu îl cheamă, că mă știe, că i-am vândut mașini. Da, da, domnule. Auziți, mai am eu o scurtă întrebare. A, desigur. Această judecată nu se poate continua într-o zi ulterioară? Nu! No! În această seară nu prea mai pot. Na, domnule, eu vreau să te văd la groapă, la pușcărie. Deci? Nu se poate continua într-o zi ulterioară? Care ulterioară, domnule? Ce să se continua? Judecătoria! Mergem la judecătorie, să se continue într-o altă zi, pentru că în această seară nu este problemă, nu este problemă. Domnul avocat, vă rog cum o să precizați... Risul, mersi frumos să subscribe. Da, păi prima dată trebuie să vorbim cu un judecător sau un procuror. Am dat câteva mesaje la colegii mei și se pare că domnul procuror și domnul judecător nu sunt în oraș în acest moment. Oh, doamne! Deci, din păcate, domnule Duduian... Duduian, nu! Duduianu, mă scuzați, am probleme cu pronunțarea numelelor. Deci o să trebuiască să mutăm acest proces și judecată în altă zi din cauza circumstanțelor. Follow back, mersi frumos de follow. Din cauza aceasta, dacă vă aduceți bine aminte, conform legislației dumneavoastră, precizează că... cum se numește? Dă-mi un bani, frate. Persoana care este dată în judecată și persoana care a dat în judecată, fiecare au timp 72 de ore ca să găsească dovezi împotriva. Păi? Da, domnule, desigur, au timp, de asta am spus că acum doar întocmeam dosarul pentru judecătorie. Eu am camera de bord, am toate dovezile cum era să mă omoare, deci nu mai am nevoie de alte dovezi. Am și eu GoPro de pe desktop, care era pornit în momentul accidentului. Ok, păi în ciuda circumstanțelor, eu cu domnul Robert aici de față o să ne retragem și o să vorbim detaliile pentru acest proces și o să venim cu o înștiințare pentru domnul polițist aici okay. De față. Perfect! Perfect! Vă doresc o zi frumoasă și în caz... O seară frumoasă, domnule, o seară! O seară frumoasă, îmi pare foarte rău. Cum vă numiți? Sunt din brigada de ICOT, pot să mă identific ca și D7. D7? D7, acesta este... Ok, mulțumesc frumos de ajutor! Un număr de telefon pe cine să contactez și eu pentru când procesul se va anunța și domnii o să trebuiască să se prezinte, să vă pot contacta și eu. Să vă dea numărul. Păpărare, dai șutea! 0012, pe stație? Vino, te rog, cum o să-mi birou, dacă se poate, trebuie să ofere număr de telefon. Domnule, vă rog frumos să ștergeți ceea ce desenați aici, nu este... Gata, domnule, am șters, domnule, gata, am șters. Nu știu de ce, Andrei. Totuși, nu suntem copii să mai desenăm așa ceva. Nu, mă jucam cu tabla, că mi-am adus aminte de școala generală. Așa făceam acolo. Atunci era cu cretă, nu cu markerul. Păi da, că domnii au bani aici să cumpere tablă din asta performantă. Are performantă, domne, cam de cu marcure de ho. Domnule, la mine la sat nu se văd tablă. Nu știu de ce ne merge, Andrei, că toată lumea a donat. Și burete, am rămas și găletușa cu apă. Dacă donezi cu PSF cardul, pune mai puțin. Acum păi, voi sunteți partea fericită. Nu mai zic nimic că acestei comunități, domnule. Noi venim din familii sărace, dintr-o situație financiară nu chiar ok. Va trebui să muncim. Ați ajuns avocat. Deci, domnul, mă scuzați că vă întreb, da, aveți ceva treabă pe aici pentru să plătească? Nu, domnul, mă scuzați, că sunt multă muncă, bă, dar pe câte 20 de ore în fiecare zi, domnule, dormeam 4 ore și aia era. Nu, măcar dormiți, eu nu mi-aduc aminte să fi dormit 8 ore de... Stai puțin, nu te-am apucat de detalii, este ok. Ai zis cealaltă cameră, să moară. A, nu știu dacă e cu Revolos Kid. Să cu respect. Să trăiți! Domnul Chestor, dacă puteți să oferiți un număr de telefon dânsului. Vă rog, spuneți-mi, de fapt, să le spunem.
Master, nu știu. A, da, da. Cred că 0, 7, ai 8, kids de asta, nu știu, habar n-am. 582014. Și un nume să vă adaug aici. Puteți să mă treceți Serex, așa mi se spune. A, și care este gradul dumneavoastră în Chester, această... Chester, vă prezint imediat și legitimația, nu e nicio problemă. Da 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 la 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 la. Am trecut aici în telefon. Mulțumesc foarte mult. Să trăiți, mulțumim. Cred că colegii... Ce s-a întâmplat aici ca să... Adică eu vreau să dau în judecată pe domnul. Spuneți, rog. Eu sunt Robert Dudean. Numele meu e... Da, numele meu e Sandor Milungi. Adică de la mâinile lungi. Să nu râdeți de numele lui. Așa, altul nu am, domnule, altul nu am. Și cu domnul Cotec? Eu sunt Robert Duduianu. Buletin aveți asupra dumneavoastră? Nu am, 563 BMI CNP. Colegii de, verificați, vreau? Am verificat eu. Am verificat domnul. Eu n-am preluat eu reclamația, dacă doresc să știi, pot să spun eu după, dacă este nevoie. Da, o să vă informeze colegii dumneavoastră cu informațiile despre acest caz și eu am să revin un, adică, un telefon. Adică colegul dumneavoastră a făcut tentativă, domnul, adică mai așa, mai exact. Aoleu. Adică am mers... Domnul Robert Duduianu, ce înseamnă după dumneavoastră adică... tentativa asta de omor? Am mers cu 300 și a intrat în mine și m-a făcut zob. Asta ce e? Că era să mă omoare. Mă scuzați, domnule, pentru limbajul clientului meu. Domnul este încă, încă traumatizat din cauza accidentului și încă nu gândește limpede. Vă rog să-l scuzați. Păi adică ce, n-am zis bine? Eu n-am zis că n-ai zis bine, doar că nu v-ați exprimat exact. Păi da cum? Tentativă de omor, nu? Adică domnul polițist, adică nu e așa? Discutabil. Păi se merge asta cu 300 de ani. Asta poate fi numit omor din culpă, domnule, pentru că domnul polițist nu cred că avea intenția să vorbim. Ba da, eu cred că avea intenția, că e asasin plătit. Asta e altă treabă. Asasin plătit? Dar unde ne credem, domnul Duduianu? Unde ne credem? Un Mexic? Nu, eu să vorbesc și cu Dan Diaconescu. Cu Dan Diaconescu? Da, o să vorbesc, să merg cu el la emisiune, la el acolo, că nu mi se pare normal să stau la semafor la roșu, domnule, la roșu, stau la roșu și vine asasinul ăsta plătit și intră cu 300 de mine. Ce-a dreacului? Eu cred că vrea să... Eu să fiu Elodia și el cioac. Bun, domnul Ioanu, concluzie. Cine ne-am strâns aici? Adică ne-am strâns că eu merg în judecată să-l bag la groapă. Nu la groapă, la pușcărie, pe colegul dumitale. Pe scurt, de ce am chemat, l-am chemat numai pe domnul Chester și eram aici care prera reclamația. L-am chemat pe dumneavoastră, domnul Vesta, domnul Duduianu, vreți să-l dați în judecată pe el ca persoană fizică, nu? Da, persoană fizică. Ok, am înțeles. Păi, în principal, în cazul în care acest lucru chiar ajunge mai departe în instanță și dânsul se prezinte cu un avocat propriu sau cu un procuror din cadrul departamentului în cazul în care nu își permite, pentru că odată ce este angajatul nostru, noi avem obligația legală să-i acordăm acest drept. N-am nicio problemă, domne. Eu am filmat sigur, tot, domnule. Am arătat la colegii dumitale filmarea după mașină. El a și mințit, avocatul meu, a zis că a mers cu sub 70. Dar cum dracu să mergi cu sub 70 în oraș? Când el mai avea un pin și mă împingea până la benzineria din capăt de lângă secție de la voi. Lasă-o dracului de treabă. Țin să precizez că colegul m-a spus că mergea sub 100. Sub 100, da, tot avea, eu zic că avea 250-300. Eu v-am spus, colegul meu suferă, trebuie că v-am spus și colegul, că știu că i-am văzut fișa medicală. A zis că... Suferă de o boală. Desincuită. Nu știu, doamne. Este o boală asemănătoare cu cataracta. Păi și ce, ne omoară așa, care el desincuită? Să stai dracu în casă sau să ia pastile, ce e vina mea? Mă rog cum o să țineți un limbaj decent. Să stai, să șadă atunci în casă la el liniștit, să-și ia pastilele, să nu mai meargă cu mașina, domne, dacă el așa vrea să ne omoare pe toți. Păi din păcate pastilele nu prea l-ajută. Atunci să stea să-și bage de la medical fără plată până moare. Și să stea în casă. Nu, dar așa am zis eu. Cum se zice? Nelimitat, sau nu știu. Fără plată.
Că nu e bine cu plată, că stă degeaba, nu? Țin să precizez că colegul meu a făcut chiar foarte bine până acum în departamentul acesta. Aici a fost linia de plutire. Consider că își merită gradul care l-are. Nu știu, domne. Chiar dacă posibil, cum spuneți dumneavoastră, am văzut și pe filmarea dumneavoastră, mergea cu o viteză puțin. Mare vocea, dar nu pot, mă dă regăt. Probabil că asta a fost o greșeală din partea lui. Dar nu știți și dumneavoastră, fiecare o mai greșește. Eu tot îmi păstrez, cum îi zice, domnul avocat, spuneți dumneavoastră părerea, așa? Da, domnul, atât timp cât că este un asasin plătit! Numai puțin, domnule Robert. Bă, mă dă regâtul, mă, ce... Să purtăm un limbaj adecvat aici, un comportament adecvat. Scuzați strigătul clientului meu, probabil este încă în șoc de la accident. Vă supărați o întrebare de clientului nostru. Spuneți. Ce înseamnă asasin după dumneavoastră? Adică a vrut să-mi sceneze moartea, adică a vrut să intre, să mă omoare. Bine, eu știu că am mulți dușmani. Nu, două secunde, nu, în general un asasin. Un asasin? Adică cineva l-a pus să mă omoare pe mine. Nu, ce este un asasin, ce... Adică un asasin e cineva care omoară fără să-și dea seama. Da, la domne, adică fără să-și dea seama, nu, greșit. Este un criminal în serie, ori este un criminal, deci este un criminal în mare parte care ucide pentru bani. Da, nu este adevărat, este pentru un criminal. Eu am văzut un film este pe Netflix. Este termen de criminal, domnule. Am văzut un film pe Netflix care un polițist a făcut așa ceva. A făcut crime multe. Pe Netflix sunt foarte pe multe pe Netflix filme, sunt filme care... domnule. Da, nu este adevărat, ce film? Că scria ce la început acolo bazat pe fapte reale. Adică cum? Adică polițist chiar a fost, dar a făcut așa ceva și poate el. Unul la câți ani? Ce? 20 de ani, 30 de ani. Nu, că e nou, e 2023, joacă George Clooney în el și cu Jason Statham. Dar țin să precizez că înainte ca orice agent să intre în departamentul IPJ HZ România, trebuie să-i facem o verificare de cazier. De cazier și de fond. Păi și dacă e criminal de la IPJ serie care nu l-a prins nimeni? România, bă, inspectorul de poliție județean e pe județ, nu e pe toată... Corect. Și vreau să vă mai spun că poate el a pregătit de mult asta și a vrut să-mi facă felul. Adică n-aveți de unde să știți și nu puteți să... Băgați mâna în foc pentru el? Eu n-aș băga. Ce mama dreacului? Sărăzi, Robert, nu. Dacă aveți dovezile respective, cum că colegul nostru ar fi vrut să vă omoare și așa... Păi am mers pe lângă secție cu 300. Dumneitale, ce vi se pare? Fără sirene, fără nimic. Eu stăteam la roșu. Și vi se pare că este un criminal? Da! Dacă merge cu 300 prin oraș, e criminal. Cred că știți ce înseamnă termenul de criminal. Păi domne, păi și eu dacă merg cu 300 în oraș și intru în alunce, mă băgați la pușcărie. El, dacă e polițist, păi nu intră la pușcărie? Ok, în cazul în care intrați într-unul cu 300 la oră și dânsul decedează, se consideră mor din culpă. Păi și... Domnul să plătească! Asasin, domne, că asasinul să ia Ezio de nana, îmbrăcat în armă, dar asasin scrie. Păi eu așa cred, oricum, diseară să intrezi pe... Nu e neapărat. Domnule, vorbiți de 1000 de ani în spate. Domnule, nu mă interesează, diseară să mă vedeți la Dan Diaconescu, că eu îl dau în judecată și gata, eu continui tot procesul. Ia, ce mama trecuri, stau aici să vorbesc cu dumitale pe gratis, gata! Dan Diaconescu, diseară! Mergeți, domnule, la capat, o să... Haideți, domnule, seara bună, domnul polițist! Las dub cu dumitale că era să mă omori. Opa. Așa, 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 dați-i, dați-i. Îl lua la capace. Așa. O să revin eu cu un telefon, domnule Chestor, când o să punem actele pentru proces, ok? Desigur, nicio problemă. Bine, o seară bună să aveți. O seară bună să aveți. Numai bine. Haide, domnule avocat. Hai să treci. Numai bine. După dumneavoastră. Domnule, dar nu vedeți că ne ia așa la mișto? Adică v-a zis măi lungi. Adevărat, domnule. Dacă domnul are o boală care, care a fost... Să vă conduc până sus. Mulțumim. Da, dacă domnul polițist are o boală, nu înțeleg de ce domnii încă îi permit să conducă. Dar în cazul în care el are deficiențe în a conduce. Păi, domnule, se mai întâmplă, știți dumneavoastră cum e. Păi, eu înțeleg, domnule, dar atât timp cât colegul dumneavoastră are o boală... Domnul are lentile de contact și poate... Te pup, mahala, Jaico, te pup. Păi, de unde să știi tu, mă, lasă să zic că colegul în instanță și aia a fost, mă, nu vezi că vreau să ducă la domnul Dian Diaconescu la ce-i drept. E domnul Dian Diaconescu, nu Dan!
Ce mama dracului, un pic de respect. Domnule, ai iubit ca dumneavoastră. Mergeți la acces direct. Poftim, ce sunt eu? Sunteți cioacă. Sunt cioacă eu? Da, cred că e lodia dumneavoastră. Ia vezi, ia vezi, vă luați să ține distanța de client. Haide băi, ne vedem mai diseară. Ce chilotez, mă? Domnul avocat, vedeți că vor să... vor să facă ceva. Chemați televiziunea. Nu! Băi, păstrați! Domnul, vă rog eu frumos, restul... Nu, eu sunt cu avocatul meu aici, dacă puneți mâna pe mine! Domnul polițist, vă rog, domnul polițist, vă rog frumos să faceți liniște aici și ordonați. Uitați ce aici, clientul meu se simte agresat aici, uitați câtă lume. O să vorbesc cu mine, să păstrați distanță, da? La miliții! Vă rog eu frumos să vă îndepărtați, înțeles? Îndepărtați-vă puțin. Uitați ce fac ei. Are probleme cu capul. Domnul polițist, vă rog frumos, dacă nu mă ascultați, dacă nu mă ascultați, vă rog eu frumos, da? Haideți, îndepărtați-vă puțin de aici. Haide, haide, lasă masca aia, colegii, perchiziție la domnul. Așa, domnul polițist, mi se simte clientul amenințat aici. Dar ce stai așa lângă mine? Ce mă? Vă rog frumos să lăsați camera asta. Aici nu e cer. Domnul, o să vă ating vara? Domnule, vă rog să vă îndepărtați de clientul meu. Vă rog să vă îndepărtați, domnul. Fără poze, fără poze, domnul. Fără poze, domnul. Haideți, haideți după mine, vă rog frumos, în secție, că acolo, dacă intră, i-am luat la capace. Domnule, vă rog frumos să vă întrebați, Michael domnule. Jordan, tai-o mă de aici, LeBron James. Vă rog să vă îndreptați de aici, domnule. Bună, domnișoară, ești dubios. Te pun, mifule! Seara. Bă, Michael Jordan, tai-o mă de aici. Domnul Duduianu, haideți vă rog frumos să... Da, așteptește-ne puțin ca să facem și noi un etilotest. Am eu etilotest. Pentru ce, domnule, etilotest? Adică, pentru ce? Domnule, vă rog eu frumos să vă testăm... Adică, pentru ce? Domnule, dacă refuzați recoltarea de probe, o să vă ducem la spital. Uitați aici, etilotest. Nu, nu, nu. Domnule, refuzul, liniște puțin, liniște puțin, refuzul de probe este, o să fie dus la dosar penal. Nu, domnule, vă rog să mi acordați câteva minute singur cu clientul. Merg la spital, merg la spital. Ce? Da, vreau. Aici, domnule. Auzi. Ați consumat ceva alcoolice, domnule, înainte să ați ceva? Nu. Nu. Păi, domnule, dacă nu-i lăsăm să facă echidlotestul, o să doar îngreunăm situația. Pentru ce? Eu vreau să merg la spital. Păi, eu n-am încredere în ei. Păi, atunci putem să aranjăm cu domnii și mergem la spital să vă fac un echidlotest. Eu nu mă iau după ei, să-mi ia din sânge direct. Lăsați-mă să vorbesc cu ea. Sigur. Sufle. Domnul polițist? Da, spuneți. Am vorbit cu clientul meu, domnul Robert, și domnul Robert a zis că nu are încredere în dumneavoastră să facem testul echilotest și a zis că vrea să mergem la Cum am zis, am probleme de niște puțin, deci la domnul, bun, deci la domnul cu plete, la domnul, niște puțin, nu uitați, la domnul cu plete, cătușele, la domnul cu plete, cătușele, îl duceți jos, îi dați pentru neconformare, am zis de nu știu câte ori să plece, nu pleacă ghinion de neșansă de neconformare, da? Haideți, iar vostru, fugeți. După mine. Bun. Ok, domnul Duduian, să vă rog frumos să mă întoarceți cu spate la mine. Pentru ce? Domnul Duduian a zis că este ok să facem etilotestul, dar vrea să-l facem la spital. Eu să fie bun, de nu, sânge. Nu, la final la spital să fac să iau probele de sânge, ca să știți. Păi da, domnule, în cazuri de accidente grave, testele de sânge trebuie să facă și o să vreau să întoarcă domnul Duduian cu spate la mine ca să pot să-i pun cătușile până la spital. Pentru ce? Păi de ce să pun cătușe? Păi eu dau un judecat și pun cătușe sau cum? Domnule, dacă refuzați echilotestul, refuzul de probe, pe moment, vă rog eu frumos. Domnul nu refuză luatul de probe, exact. Vrea să meargă la spital să fie făcut de o persoană autorizată de acolo. Deci, domnul nu refuză nimic. Păi nu, stați puțin. De o persoană autorizată? Două secunde. Singura persoană autorizată, singura persoană, niște puțin, domnule. Domnul Duduian, vă rog eu frumos. Chiar avocat că ești bătut în cap, frate, eu vreau să merg la spital, că vreau să mi se ia sânge, ce pula mea! Dacă nu vot, dacă o să aveți comportamentul ăsta cu el, o să fiți totuși cu forța. Ca să știți. Chemați medic. Ce pula mea, păi dacă eu nu vreau păi se iau, coale tale, păi, pula mea, echilotezul tău. Nu se iau probele, nu se iau probele de sânge aici. Da, merge la spital, nu iau probele de sânge, lasă să vină medic și în prezența medicului e echilotezul de la noi. Se face un abuz, dar grad aici în secția de poliție și vreau să veniți repede la secție. Că vreau să-mi luat sânge, să vedeți dacă sunt bad. Că ăștia nu știu ce dracului, n-au habar de ei. Acum, domnule. Zi bună, haide, veniți repede. Da.
Te pup, băi! Vine medicul? Mersi mult de donație. De ce aveți un microfon în mână, domnul polițist? E tirotestul, nu? Da, ce? Așa arată. De la de pe timpuri. Ce dracule, mă? Ăla nici dacă... Dacă ești bad mort, zice că n-ai băut deloc. Ce dracule, mă iau eu după alea vechi, după timpul tataie? N-avem vrea altele, dacă nu mi se dau. Asta e, asta e, eu nu vreau să mi se ia cu alea. De ce, după aia să iau, să-mi apară bube la gură? Numai că, bre, dacă cumva trebuie să-l frate, ne te rotezi, n-avem moștii gumat de narghilea. Păi lasă-mă, frate, că eu nu vreau să iau bube la gură, să-mi apară herpes. Să păi rămână domnișoară. Păi nu, că e din ăla sigilat, bre. Să rămână domnișoară. Ce s-a întâmplat? Domnul de afară la armă, poate, a dat să mine răla cu punul gură. Băi, Michael Jordan, du-te mă, dă niște dancuri, ți-am zis. Nu am făcut nimic, domnul, sunt de la știți. Bă, ți-am zis de 15 ori să părăsești zona. Dacă nu se înțelege, vezi că se ia neconformarea ordinii. Ce treacu, măi? Ăla de acolo de afară, dacă nu mine. Băi, nu că bă cu mine, eu ți-am zis. Pirei mele! Ce vorbești atâta, ce treacu, că vorbești așa? Ce? N-ai zis de gură de afară, n-am făcut nimic. Gata, domnul Robert, vă rog să vă îndepărtați. Domnul Robert, stați așa, calm. Eu înțeleg că sunteți cu strat acum, domnule, dar nu... Păi, treacu, că ești... Du-te la orfelinat înapoi. Domnul Robert, eu înțeleg că sunt frustrat și nervos pe situația actuală. Ce dracu mi se pune cătușele? Vreau să dau pe cineva în judecată și mi se pune cătușele. Lasă-o dracului de treabă, ce s-a ajuns? Nu vă punea brede nimeni cătușele. Păi e nebunul ăla care s-a dus acolo. Nu vă punea, că veneați cu noi în mașină și nu era problema. Nu se îmi pune cătușele, dar... Nu vă pune brede cătușele nimeni. Doamne, până vine medicii mă o să o agă și eu pe blondina aia. Gagica, ce faci? Bună! Aolo, acum vii la mine. Dar ce? N-am voie să vin la tine? Domnul, pe tăi negru. Perturbezi liniștea. Doamna medic e aici. Mă spune și mie de ce purtați mască? Să rămână! Eu am chemat medicul. Vreau să mergem la spital să mi se ia aproape de sânge. Băi, stai pe loc pentru percheziție, porți mască. Ca să se vadă dacă am băut. Deci vreți probe de sânge? Da! Da, domnul că... este acuzat că ar fi condus la volan. Nu neapărat că ar fi condus la volan. Ideea e că colegul meu are suspiciuni față de... Da. Și din asta nu neapărat că a condus. În momentul de față că este dânsul puțin. Da, sunt. Păi dacă ar fi momentul de față, asta n-ar avea relevanță dacă n-a fost când a fost făcut accidentul. Este domnul, corect. Eu o chestie corect. Pe care nu știu eu de la mama când îl verifică pe tata. Aoleu. Mi-a rostit la gură. Să mă băi, domnul Cristian. Domnișoară, nu mai suntem. Domnul Robert. Domnul Robert, să moară în viața mea, l-ați culcat. Domne, îi dați pușcărie, că pentru asta nu am pușcărie, deci vă rog frumos. Păi ce, mama dracu, nu el m-a atacat primul. A fost legitim autoapărare. A fost legitim apărare, m-a atacat. Dacă domnule a scăpat. Dacă după domnule, că se mai întâmplă. Dacă dumneavoastră l-ați luat după la bătaie, dar l-ați urechea de tot. Vă păi domnul, mă acuză pe mine pentru crimă. Domnule, i-ați dat la picioare, la mâini, în piept, în cap. Păi eu boxez! Deci, domnule, vă rog frumos, înțeleg că sunteți boxeor, dar vedeți că... Să moară băiatul Lucrisi dacă a apucat... Domnul polițist, să moară băiatul Lucrisi dacă a apucat să pună mâna pe telecomandă. Dar nu i-am dat, l-am leșinat, i-am dat la urechi. Vă cred că v-am văzut că i-ați dat ca Tyson Fury. I-ați dat domnul și încerca să fugă și n-a putut. I-a dat de ea julit. Păi să știți, eu l-o lucram mult la bicepsul ăla din câte am auzit. Dumneavoastră, domnul Robert, i-ați dat de la julit. L-am dat cu capul de caramiți. Trăgea la bere. Păcea cariceps mult la sală. L-am dat cu capul de caramiți. Băi, Kelly, că să moară dacă te mai vești de mine. Domnul Robert. Ține-ți-mă. Domnii polițiști, vă rog frumos, haideți să mergem în altul secție și continuăm acolo. Haideți să mergem, domnul, haideți cu mine. Mama, m-a atacat pe mine, domnul.
Calmați-vă, calmați-vă! Puneți-mă cătușele la cheltuie, Uite cu aia ce domnule, fac. Vă rog frumos să luați sancțiuni împotriva acestor domni. Mi-a dat jos aici acuntul. Oprește-te, oprește-te! Știu că face troll, știu că face troll și șocaută, că sunt pe live. Hai, spate la mine! Sunt proști, că trolează. Dar nu vreau să-mi strig. Conformare ordin și asalt. Păi să vezi ce-ți dau eu la celule acum, hai la celule, bă, leucemie. Unde-i piții? Nu vă mai certați, mă, că știu că trolează, dar nu vreau să le dau gel. Ce credeți, domnișoara, doctor? Se simt, o să-și revină? Gata, mă, potoliți-vă. După mine, mă! Mă, o să moară băiatul lui Cristi, stai puțin. Aia trolează, mă. Mai aveți un pacient după aceea acolo, domnul. Doamna. E ușor, am făcut antrenament. Sunt pe live. Îl duc, de-al dracu. Să moară băiatul. Bine, domnul, vreți o pastilă? Doamna, doctor, am găsit cineva, mă rog frumos, veniți după mine. Sunteți bine, domnul Robert, haideți să intrăm în altul secție, să avem o conversație civilizată. Haideți la mine, că intrăm în birou. Mi-a dat la măse! Domnișoara, doctor, după aia să veniți. Mi-a dat la măse! Haideți să intrăm în birou. Mi-a dat la urechi! I-a dat de ea julii, domnule. Cum se poate așa ceva în față la poliție? Pernați, bă, nu vă mai certați pe chat, bă, ce aveți, mă? Salut, Lorenzo. Da, trebuie să o așteptăm pe domnișoara doctor. Să scădezi la acolo, să duc. Bă, vreau să termin șorul pe ăsta odată, să închid și live-ul. Vă rog să luați loc, domnule Robert, și bă, să vă calmați, uitați aici pe canapea. Să duceți pe doamna medic din fața de la secție, să duceți în biroul ăsta de aici, de lângă intrare. Mario aici, Mario, stai. Mario, intri. Gata viețile mele, potoliți. Hai Mario, hai. Gata, mă, potoliți-vă. Intră, Mario, aici să moară viața mea aici. Ai greșit camera de 15 ori. Da, domnule, unde e de m-a acuzat ieri că sunt beat? Da. Păi i-a făcut acuzația și... Facem aici că cred că am la mașină tot ce-mi trebuie, sau vrei să-l duc la spital. Cum... Ideea e că normal, dați să vă explic cum stă situația. Așa, în momentul de față în care colegul meu a solicitat un test etilotest. Liniște, așa. Dânsul a refuzat testul etilotest, se consideră deja faptă penală, se duce la spital pentru prelevarea probelor și a scris penală. Este faptă, repet, faptă penală. Deci a refuzat testul. Și deci, cu mine nu refuză? Nu! Că eu am chemat medicul! Deci, doriți să susțineți testul etilotest în prezența domnișoarei? Sau doriți să vi se prezenteze probe? Da, în prezența probe? Domnișoarei! Ok, deci în prezența domnișoarei. Haideți că... Mario, scoate de la mine testul etilotest. L-ai la mine în spate. Scrie microfonul ăla. Băi, da, mersi frumos de tap-tap. Mamă, ce-ai pe aici? Mâncați așa. E. Ce cu Andrew ăla? E, n-am nimic, cam o fac Caterin. Să moară viața mea. Păi ești Andrew-le? N-am mai nimic, eu vreau să facem rol, n-am nici treabă. Nici nu simți când te atinge. E, o, da. Nu mă puțin, am să vă las puțin aici până faceți. Stau în jos acolo, vă rog frumos. Da, stau aici. Aici. Păi nu, că trebuie să inspir așa și stau mai bine în picioare. Bun, și... și Maria, știi cum se ia? Pui să sufle până bipă. Ia suflă. Mai, suflat și tare și tare. Domnul Duduianu, deci stați puțin să vă explic, trebuie să suflați constant și tare. Păi dar nu pot, domnule, așa mult dracului. Aer, respirați că oxigenează creierul. Luați un... Măi, acum amețeală. Și apoi dați... Oxigenăm creierul, domnule, oxigenăm creierul. Haide, deci 3, 2, 1 și... Bye. Gata, doamne, că nu mai pot. Ce dracului, doamne? Că nu mai pot. Palat. Ce zice, doamne? E 0,00?
Stați, e 005, ați băut un pic de... Ați mâncat pască? Ce ați făcut? Am mâncat niște paște. Da, am mâncat ciocolată de aia cu rom. Eu cred că domnul și-a dat cu apă de gură și de aia. Nu, ideea e că știu eu de ce. Ciocolată cu rom! Anul ăsta a fost în trend să se vopsească ouăle de paște în vin. Nu! În vin roșu. Eu n-am făcut așa ceva, am mâncat... atunci când s-au decojit ouăle. Domnul Duteanu, dar n-ați fost să luați paște de la biserică? N-am fost. De la paște, deci, domnule, vă spun, eu am mâncat niște bomboane de alea cu rom. De alea gen, nu știu cum se numesc, cu ciocolată cocos. Ciocolată de aia cu rom? Da. Și am mâncat mai mult așa. Da. Îmi place rău. Cred că trebuie să vorbim cu ăștia de la fabrica de ciocolată să nu mai scoate ciocolata de asta cu rom. Dar ce, domnule, că e bună? Păi, domnule, și dacă practic se pune consumare de alcool. Lasă-te-o treacului, că nu se pune. Deci, domnule, sunt bine, da? Mâine ne vedem la judecătorie, că trebuie să plec și eu. Stați puțin să văd dacă nu e eroare. Cum să fie, domnule, eroare? Cu enesta din rom? Cu esență din rom? E ok, nu-s beat perfect, da? Nu-s beat deloc. Așa a spus? Domnul avocat, să luați atitudine, da, ați văzut. Da, domnule, n-avem ce atitudine să luăm în momentul actual, astea o să fie probe pentru sala probe, de judecată. Da. Deci, domnul Dudeanu, rămâne să vă înfățișați cu domnul avocat. Domnul avocat, rămâne să mă sunați și pe mine, să-mi spuneți măcar să informez eu. Perfect, omoară. Cici. Domnul Dudeanu, să-mi spuneți când mergeți la Dan Diaconescu, vă rog să vă urmăresc. Mergem și acolo. Seară bună să aveți. O seară bună să aveți. La revedere. Să vă deschid. Gata, că nu mai pot. Vreau să-mi cap la soare. Plătește bine, că mă ajută și eu. Plătește să moară el. Da, domnule, m-a plătit pe mine să-ți pot. Da! Să vă iau un pic numărul de telefon pentru când va reveni domnul judecător în oraș. Notați. Azi ziceți. 07... Nu. 0746? Da. 122? Da. 738. Seara bună să aveți, domnul avocat. Da, domnul, o să vorbesc cu domnul judecător și revin cu un apel la dumneavoastră când avem... La revedere! La revedere! La revedere! Respect, nădăvăr, te pun un soforus. Denis... E la liberă alegere, poți să te joci unde vrei tu. Nu trebuie să vii să scrii pe un live unde se face doar pe un server și să vii Chronos Better. Cu ce crezi că mă impresionezi pe mine că ai scris asta? Chiar nu te înțeleg. Crezi că pun la suflet? Crezi că... Ferească-mă, Dumnezeu, bă. Sunteți prea mici, bă, să mai gândiți. Cam asta e ideea. Bă, ce dracu meu și filmam. Băi, vă pup și ne mai vedem și mâine cu un live. Să aveți o seară frumoasă și ne mai auzim, spor la rol, pe la Caterin și la asta, dați și voi drumul la Caterin că pe server, da? Noapte bună, vă pup și spor la școală mâine. Stai să caut și o melodie. Asta. Te pup, cereale. Noapte bună. Vă pup pe toți.